Nu, nu. Dacă mai există o problemă, putem să e închiriată și sălița din spate. Poate că bună ziua! Hai te rog, stai la masă. O să rog și pe cei să stai la masă. Deci acum frate, rămâneți să șase rămâneți. De unde? Și imediat va începe conferința. Aveți mine? Mai tare. Acum, ne cerem scuze de întârziere. Am sosit cu o ușoară întârziere din diverse motive. Ideea este, după cum bine știți, intrarea a fost liberă pentru toată lumea. Nu este o întâlnire organizată de o asociație religioasă sau de un anumit grup religios. Este o întâlnire liberă. De aceea am optat de la bun început pentru acest spațiu neutru, în care să poată să vină oricine. Și văd că sunteți din diferite grupuri, din diferite asociații religioase, oricum oameni cu care împărtășesc păreri diferite, ceea ce este foarte bine că am putut să venim aici, în acest spațiu neutru, să ne întâlnim, chiar dacă nu aparținem neapărat de același grup sau nu împărtășim aceeași credință. Ce vreau să vă rog, de la bun început, dat fiind faptul că timpul e totuși limitat, nu ne putem extinde dincolo de ora 5 în momentul în care sala trebuie să fie predată. Dacă aveți întrebări, și sper că aveți foarte multe întrebări la care vrei să poată să răspundă, rugămintea mea este, atât din rațiuni de traducere, cât și din rațiuni de economie a timpului, să le formulați în așa fel încât ele să sune cât se poate de succint, cât se poate de sintetic, să le putem transmite într-un timp cât se poate de scurt și să lăsăm mai mult timp
pentru discuții. Dacă, pe de altă parte, e posibil ca unele dintre răspunsurile lui Ray sau unele dintre întrebările pe care dumneavoastră le puneți să stârnească polemici, să stârnească vederi contradictorii, ceea ce eu v-aș ruga este să nu pornim acum aici în sală o discuție polemică, fie să o purtăm pe coridor în timpul pauzei, fie să o lăsăm după aceea. Încă o dată spun, ca să-i permitem lui Ray să ne spună cât mai multe cuvinte, pentru că oricum timpul lui e extrem de limitat, e o întâlnire unicat pe care o avem astăzi aici. Acum, eu aș fi dorit să spun câteva cuvinte, dar dacă mă uit în sală, cred că fiecare dintre dumneavoastră știe cine este Raymond Franz. Spun foarte rezumat, s-a născut într-o familie de martori în 1920, s-a născut într-o familie de martori care a dat, în cele din urmă, unul dintre președinții societății Watchtower, l-a dat pe Fred Franz, cel care a fost foarte multă vreme extrem de apropiat de cel de-al treilea președinte al societății, de Nathan Knorr. Fred Franz a fost întotdeauna fratele apropiat de Nathan Knorr, care scria mare parte din materialele care au fost ulterior publicate în broșurile, în literatura societății. L-a cunoscut pe unchiul său foarte bine. Este, cred, un dintre singurii oameni care mai trăiesc astăzi, care poate să spună foarte multe detalii despre istoria societății, încă de la începuturile perioadei Rutherford, să spun, perioada Knorr, perioada imediat următoare a lui Fred Franz, introducerea corpului de guvernare și așa mai departe. Am adus cu mine spre prezentare cele două cărți pe care le-a publicat după retragerea din societate, după retragerea din corpul de guvernare. Prima dintre ele, Crisis of Conscience, criza conștiinței, în traducerea română care se pregătește la o editură din Oradea, Conflictul conștiinței, are ca subtitlu The Struggle Between Loyalty to God and Loyalty to One's Religion. Titlul este foarte expresiv, lupta dintre loialitate față de Dumnezeu și loialitate față de religie. Sau religia proprie, religia la care aparții, în care tratează din punct de vedere biografic care sunt argumentele care l-au dus la această decizie capitală să se retragă din corpul de guvernare, să se retragă din poziția totuși privilegiată pe care o avea în societatea Watchtower, urmând o altă cale, începând practic la o vârstă destul de înaintată, viața de la zero. Și acestei cărți urmează în 1999, dacă nu mă înșel, cea de-a doua carte, In Search of Christian Freedom, în căutarea libertății creștine. Este o carte mai puțin axată pe istoria societății, mai puțin axată pe istoria dogmaticii. E o carte care tratează câteva puncte ale învățăturii martorilor. E o carte care pune problema dacă se poate supraviețui în afara unei organizații religioase, dacă poți să ai o viață creștină și poți să trăiești cumva în afara autorității pe care o impune asupra ta cu pretenții spirituale sau nu un anumit grup de oameni. De aceea, cred că și această carte poate să fie interesantă. Ray vine dintr-o călătorie pe care a făcut-o la Praga, pe care a făcut-o la Frankfurt, în Germania. La Praga a avut o întâlnire la care au participat chiar membrii ai unor alte secte, alte denominațiuni. Nu erau, mi se pare, câțiva cinci profesori care predau teologie la Institutul de Teologie Evanghelică din Praga. Iată că cărțile lui și în special cea de-a doua carte, În căutarea libertății creștine, au instigat foarte multă curiozitate, au ridicat foarte multe întrebări și cred că în momentul în care vom beneficia de traducerile ambelor cărți, ele vor putea și pentru noi să dea niște răspunsuri. Acum, ce vreau să vă spun, vom avea întâlnirea structurată în felul următor. Până la ora 3 avem o sesiune în care, pentru început, Ray va spune câteva cuvinte, un mesaj pentru cei de aici. Ulterior, putem să începem să punem întrebări. Vă rog încă o dată ca ele să fie succinte. Vom avea o pauză la ora 3 până la 3:30. Veți spune probabil mare pauza, dar e totuși nevoie, fiind și o anumită vârstă. Și de la 3:30 vom continua până la ora 5. În timpul pauzei o să vă rog să serviți o cafea, o apă minerală, ceea ce ne oferă hotelul. Mulțumesc. Am să încerc să traduc și am să încerc, dacă cumva există greșeli de traducere, am să mă bazez și pe Aurel aici de față, care probabil mă va completa. Bun, deci vei face câteva comentarii introductive. I'm very happy to be here in Romania. Sunt foarte fericit să fiu aici în România. I traveled to many countries as a member of the governing body. Ca membru al corpului de guvernare am călătorit în foarte multe țări. Throughout Europe,
in Asia, Africa, South America. În Europa, Asia, Africa și America de Sud. But at that time, all this area was under the control of the communists. Dar pe vremea aceea, această perioadă era sub control comunist. So I could not visit this part of the world. În această regiune, mă scuzați, de aceea n-am putut să vizitez această parte a lumii. And I'm very happy that circumstances allowed for me to come this time. Și sunt foarte fericit că situația mi-a permis să vin de această dată. My father was baptized with the organization back in the year 1913. Tatăl meu a fost botezat în organizație în 1913. My mother approximately the same time. Mama mea aproximativ în același timp. I was born in 1922, 85 years ago. Eu m-am născut în 1922, iată, deci în urmă cu 85 de ani. So from childhood on, the religion of Jehovah's Witnesses is the only one that I've known. Deci de când eram copil, religia Marturilor lui Jehova este singura religie pe care am cunoscut-o. In the year 1940, when I graduated from high school, I decided to spend my entire time working for the organization. Așa încât în 1940, când am terminat liceul, am hotărât să-mi petrec întregul timp din viață lucrând pentru organizație. And for the next 40 years, all my time was given to the organization. Și pentru următorii 40 de ani, tot timpul meu a fost oferit organizației. I was sent to the Caribbean. Am fost trimis în Caraibe. And I served in as a missionary in Puerto Rico and the Dominican Republic. Am servit ca misionar în Puerto Rico și în Republica Dominicană. I was also the branch overseer in both of those places. Am fost totodată supravegător de filială în ambele locuri. And after 25 years, I was invited to transfer to the Brooklyn headquarters. Dar după 25 de ani am fost invitat să mă transfer la birourile din Brooklyn. And I was assigned to work on the book The Aid to Bible Understanding. Și mi-a fost atribuită drept sarcină lucrul la cartea Ajutoare la înțelegerea Bibliei. It took several years for the production of that Bible dictionary. A durat mai mulți ani producerea lucrul la acest dicționar al Bibliei. And in 1971, after the book was finished, I was invited to become a member of the governing body. Și după ce cartea a fost încheiată în 1971, am fost invitat să devin un membru al corpului de guvernare. And working on the Bible dictionary, I came to realize that so many of the teachings of the organization were not solidly founded on the scriptures. Lucrând la dicționarul biblic, am ajuns la concluzia că foarte multe dintre învățăturile principale ale organizației nu erau fundamentate solid pe Biblie. But it was my experience on the governing body that really opened my eyes to the reality. Dar de-abia experiența în lucrul în corpul de guvernare mi-a deschis ochii în fața realității. I could see that the organization was taking to itself the role and the responsibilities and authority that belonged to Christ Jesus alone. Am văzut că societatea începea să își asume rolul, responsabilitatea și autoritatea care aparține doar lui Iisus Hristos. We know that Jesus Christ in John 14:6 said, "I am the way, the truth and the life." Știm că Iisus Hristos în Ioan 14:6 spune, "Eu sunt calea, adevărul și viața." But the Watchtower organization says, "Yes, we believe that, but..." Însă, organizația Watchtower spune, "Da, într-adevăr, credem asta, însă..." They say, "He is the way, but we are the way to Him." El este, într-adevăr, calea, dar noi suntem calea către El. And in their publications, they give people the idea that the only way to have a relationship with Christ is through that organization. Și în publicațiile lor, ei dau mai departe, răspândesc ideea că singura cale prin care oamenii pot avea acces la Iisus Hristos este prin această organizație. They say, "Yes, Jesus is the truth, but we are the channel of the truth, and to learn the truth, you have to come to us." Ei spun, "Da, Iisus este adevărul, dar noi suntem canalul către adevăr, de aceea ca să învățați adevărul trebuie să veniți la noi." And they say, "Yes, He is the life, but no one will receive life unless they affiliate with our organization." Și ei spun, "Într-adevăr, Iisus este viața, dar nimeni nu va primi viață dacă nu sunt afiliați cu organizația noastră." In the governing body meetings,
The first ones I attended, the Bible was seldom referred to. La primele întâlniri ale corpului de guvernare la care am participat, se făcea rare ori referire la Biblie. And it became evident that organizational policy and tradition had greater importance for these men than what the Bible said. Și a devenit clar că politica și tradiția organizației era mult mai importantă pentru acești oameni decât ceea ce spunea Biblia. So this created had a severe effect on my conscience. Astfel încât asta mi-a afectat la modul foarte grav conștiința. And I expressed myself in this regard, and I could sense that as time went on, more and more there was an opposition developing toward me as a person. Și nu am ezitat să mă exprim în această privință și pe măsură ce a trecut timpul mi-am dat seama că există o opoziție, o formă de respingere care se acumulează în privința mea. So it was mainly that factor, a lack of Christian spirit and this taking to themselves the role of Jesus Christ that concerned me. În primul rând, asta m-a preocupat. Lipsa unui spirit creștin și asumarea de către acești oameni a rolului pe care îl are doar Iisus Hristos. But I don't brood about the past. Dar nu mă laud în privința trecutului. I know that those men were doing most of them what they thought was right. Știu pe de altă parte că acești oameni au făcut cei mai mulți dintre ei ceea ce au crezut că este bine. As one former witness said, we have been victims of victims. După cum a spus un fost martor, noi am fost victime ale victimelor. I realized that all those men had been indoctrinated with a certain idea and they had been taken captive by that idea. Mi dau seama că toți acei oameni au fost îndoctrinați de o anumită idee și au fost ținuți prizonieri de către acea idee. The same way that I have been indoctrinated. În același mod în care eu însumi am fost indoctrinat. So I didn't feel bitterness or angry toward them. Așa încât nu am simțit amărăciune sau furie față de ei. But I really felt sorry for them. I felt pity for them. Ci mi-a părut rău pentru ei, mi-a fost milă de ei. And I think that we need to have that attitude and not engage in constant demeaning or vilification of the organization and its people. Și cred că trebuie să păstrăm această atitudine și să nu ne angajăm într-o continuă acuzare sau blasfemiere a organizației și a oamenilor ei. As the Apostle Peter said in his fourth chapter of his first letter, the fourth chapter, above all, let your love for one another be constant, for love covers a multitude of sins. I'll take my Bible in Romania because I want to read. Am nevoie de Biblia în română ca să pot citi versetele respective. Există un verset pe care îl citează Rei acum, care este din 1 Petru 4 cu 8 până la 10. Profesorul din universitate. Simeon. Simeon. Mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Stați jos, să mai vorbim și alții. We are constantly have called our attention the parable of the faithful and discreet slave. În continuu ni se atrage atenția asupra parabolei sclavului fidel și prevăzător. And we are told that this is a parable fulfilled in a class, and that class is put over all the king's possessions. Mi se spune că această parabolă se împlinește cu privire la o clasă și că această clasă a primit atribuțiunile de a guverna asupra tuturor posesiunilor regelui. But the same parable is presented by Luke in Luke chapter 12. Dar aceeași parabolă este prezentată de către Luca în capitolul 12.
And there he shows that it applies to individuals. Și acolo el arată că se aplică această parabolă persoanelor individuale. And he says, for example, the slave that knew his master's will and didn't do it will be beaten with many strokes. Și el spune, de exemplu, că sclavul care a cunoscut voința stăpânului său și nu a făcut-o, va fi bătut, va fi pedepsit de stăpânul lui. But the one who did not understand and therefore did not do it will be beaten with few strokes. Dar cel care nu a înțeles această voință și nu a făcut-o din această cauză, pentru că nu a înțeles-o, va fi pedepsit mai puțin grav. So he talks about one person and then another person. Deci vorbește despre două tipuri de oameni. And not about classes. Nu despre clase. So like all others of Jesus' parables, this parable had a message for each individual Christian. Asemenea tuturor parabolelor lui Isus, și aceasta a fost un mesaj adresat fiecărui creștin în mod individual. And the disciple Luke, in using that parable, he uses the Greek word for stewards. Și în momentul în care descrie această parabolă, apostolul Luca folosește cuvântul grecesc pentru steward. And he says, as generous stewards of God's manifold grace, put your gifts at the service of one another, each in the measure that he has received. Spune ca administrator generos, traduc aproximativ, este primul verset din Biblie, ai averii lui Dumnezeu, puneți-vă darurile, puneți-vă abilitățile în serviciul celorlalți. Fiecare în măsura în care primește acest dar. So it shows that God has given gifts to every Christian in different ways, some in one way, some in another. Astfel, el arată că Dumnezeu a dat darul fiecărui creștin în feluri diferite, unuia într-un anumit fel, altuia într-un alt fel. And each of us is to use whatever gift God has given us on behalf of others. Și fiecare dintre noi trebuie să folosească darul pe care l-a primit în numele celorlalți. And the organization has given a totally different understanding of what it is to be a servant of God. Și organizația a dat o înțelegere total diferită a ceea ce înseamnă să fii un serv al lui Dumnezeu. When they talk about service, it's always their program. Going from door to door or doing similar activities. Când vorbesc despre serviciu, se referă de fiecare dată doar la programul lor de a merge din ușă în ușă sau la alte activități similare. The term works in the biblical Greek is the Greek word ergon. Termenul lucrare în greaca biblică este cuvântul grecesc ergon. And in Matthew chapter 5, Jesus Christ told his disciples. Și în Matei capitolul 5, Iisus Hristos le-a spus apostolilor. You are the light of the world. Voi sunteți lumina lumii, lumina voastră trebuie să strălucească în fața oamenilor, așa încât ei să vadă bunătatea faptelor voastre, în grecește erga, deci pluralul de la ergon, și să dea lauda astfel pentru faptele voastre Tatălui Ceresc. Iarăși am tradus aproximativ, e versetul biblic din Matei 5 cu 14 până la 16. He says your light must shine before men so that men may see the goodness of your acts and give praise to your heavenly Father. What he did. And the word acts there is again the same Greek word that's translated works. Și cuvântul fapte acolo este exact cuvântul acesta ergon pe care l-am amintit, tradus fapte. So he isn't talking about some kind of programmed activity such as the Watchtower has, but what people show themselves to be in their daily life. Deci nu vorbește neapărat despre această activitate pe care o desfășoară organizația, ci vorbește despre faptele prin care oamenii se manifestă pe sine în viața lor de zi cu zi. And by their daily life and activity and their dealings with people, they show themselves to be true followers of Jesus Christ. Și astfel, prin activitățile lor de fiecare zi, prin modul în care interacționează cu oamenii, se arată a fi adevărași urmași ai lui Iisus Hristos.
I wrote an article for the Watchtower magazine when I was still there at the Brooklyn headquarters. Când încă eram la birourile din Brooklyn, am scris un articol pentru un număr din turnul de veghere. And it dealt with the Bible term which is translated sacred service. Și discuta termenul biblic care s-a tradus în traducerile comune ca serviciu, sacred service. Serviciu sacru. And the article showed that sacred service embraces all of our life. Și acest articol arată că termenul serviciu sacru sau serviciu sfânt trebuie să acopere, să îmbrățișeze toată viața noastră. After I left the Brooklyn headquarters, they published an article on the same subject trying to refute everything that I had written. După ce am plecat de la birourile din Brooklyn, ei au publicat un alt articol pe același subiect în care au încercat să respingă tot ceea ce scrisesem în numărul celălalt. And the Watchtower magazine said that sacred service applies to unusual activity. Și revista Watchtower a spus de această dată că termenul serviciu sfânt se referă la activități neobișnuite. Like going in field service or serving as a missionary or in a branch office. Precum a merge în munca de teren, a servi drept misionar sau în birourile de filială. And when that magazine was studied in the Kingdom Hall in Alabama where I was later associated. Și când s-a studiat acel număr din turnul de veghere în sala regatului din Alabama unde eram eu. The young man conducting the Watchtower study, he realized the true meaning of the word, and so at the end of the study he asked the audience, now he said, take for example, if a sister in our congregation, her husband dies and she is in difficulty and in need, and you go to help her, is that sacred service? Și tânărul care conducea această adunare, acest studiu, a spus la un moment dat, la finalul adunării, imaginați-vă de exemplu dacă una dintre surori se află într-o situație, dacă ajunge văduvă, soțul ei moare, are nevoie de ajutor și voi mergeți să o ajutați. Este asta sau nu este serviciu sfânt? Nobody held up his hand. Nimeni nu și-a ridicat mâna ca să răspundă. And he says, somebody express yourself. He says, you can be wrong, but go ahead and express yourself. Și el a spus, bine, exprimați-vă ce credeți. S-ar putea să nu aveți dreptate, dar spuneți ceea ce credeți. So his own sister held up her hand from the audience and she says, no, that wouldn't be sacred service. Și propria lui soră a ridicat mâna din adunare și a spus nu. Asta nu se referă, asta nu e circumscris în termenul serviciu sfânt. So then he read from James chapter 1 verses 26 and 27. Atunci a citit din Iacov capitolul 1 cu versetele 26 și 27. Where James says, a man may think he is religious, but if he has no control over his tongue, he is deceiving himself, and that man's religion is futile. The kind of religion that is without stain or fault in the sight of God our Father is this, to go to the help of orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unspotted from the world. Deci Iacob 1 cu 26 și 27. Dacă crede cineva că este religios și nu își împlinează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neînvinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîndinați de lume. And the word religion there is from the same Greek word thresqueia, which the New World Translation translates as sacred service. Și cuvântul religie acolo provine din același original grecesc thresqueia, pe care noua traducere a lumii noi o redă drept serviciu sfânt. So he specifically says that sacred service that is valid before God is to do things like going to the help of orphans and widows in their affliction. Astfel încât versetul spune în mod specific că a face acest serviciu sfânt presupune a îi ajuta pe săraci și pe văduve în problemele lor. And Jehovah's Witnesses have not come to really understand what it means to proclaim the good news. În acest sens, martorii lui Jehova nu au ajuns să înțeleagă într-adevăr ce înseamnă să proclam vestea bună. The Watchtower
gives them to believe that to proclaim the message of the good news is to tell people about Christ's kingdom established in 1914. Turnul de societatea turnului de veghere crede că a spune sau a răspândi printre oameni vestea bună înseamnă să le vestești regatul lui Dumnezeu care a fost stabilit în 1914. If a person will take a concordance which lists all the different words in the Bible. Dar dacă iei, de exemplu, o concordanță care îți expune diferitele cuvinte din care e făurită în cele din urmă Biblia, and you look up every single occurrence of the expression good news, și cauți fiecare ocurență a expresiei vestea bună, you will find that that expression occurs 102 times in the Christian scriptures. Veți descoperi că expresia respectivă apare de 102 ori în scripturile creștine. And 6 of those times it says this good news of the kingdom. Și de 6 ori vorbește despre această veste bună a împărăției. And all the other 96 times it talks about the good news about the Christ and about his sacrifice and his giving his life for mankind. Și în toate celelalte 96 de cazuri vorbește despre vestea bună, adică despre Iisus Hristos, despre sacrificiul lui și despre faptul că și-a dat viața pentru omenire. And so that is the real good news, that God's Son and gave his life on our behalf. Aceasta este cu adevărat vestea bună, faptul că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. And there could be no more wonderful good news than that, this ransom sacrifice. Și nu există veste mai minunată decât acest sacrificiu, vestea acestui sacrificiu de mântuire. Without it, we are all condemned as sinners. Sorry. Without that sacrifice, we would all be condemned as sinners. Fără acest sacrificiu, cu toții am fi condamnați ca păcătoși. We would have no future hope without that. Nu am avea o speranță pentru viitor în absența acestui sacrificiu. And the Apostle Paul said that as far as he was concerned, that he had only one purpose, and that was to make known the sacrifice of Jesus Christ. Și Apostolul Pavel spune că în ceea ce îl privește, el are doar un singur scop și anume să facă de cunoscut sacrificiul lui Iisus Hristos. So, if Jehovah's Witnesses would appreciate this fact, why they would realize that making known the good news is not a matter of advancing some organization or its teachings. Dacă marturii Jehova ar înțelege lucrul ăsta, atunci ar înțelege și faptul că a predica vestea bună nu înseamnă a predica învățăturile unei organizații. And within the organization, one is viewed as a good Christian according to the amount of time he spends going in what they call field service. În cadrul organizației, cineva este privit ca bun creștin sau mai puțin bun creștin în funcție de timpul pe care îl petrece în ceea ce ei numesc lucrarea pe teren. But if you think about conditions in the first century, you can realize that things were very different from what Jehovah's Witnesses view life as. Dar dacă vă gândiți la condițiile în care trăiau oamenii în primul secol, puteți vedea că lucrurile sunt foarte diferite de modul în care concep această interpretare marturii lui Jehova. A man in those times, his work began at sunrise and ended at sunset. Pe acele vremuri, munca unui om începea la răsăritul soarelui și se încheia la apusul soarelui. So his whole day was occupied. Așa încât întreaga lui zi era ocupată. And the women did not have all the easy things that today women have. Și femeile nu aveau toate facilitățile pe care le au astăzi. If a woman wanted to prepare a meal, she couldn't just go to a store and turn a knob and get heat. Pentru a pregăti o mâncare nu putea pur și simplu să meargă la o sobă sau să o aprindă răsucind un buton. She had to bring in wood to start a fire. Trebuia să aducă lemne în casă, să strângă lemne ca să facă focul. If she wanted to wash clothes, she couldn't turn a faucet and get water. Același lucru, dacă vrea să spele haine, nu putea pur și simplu să pornească un robinet. She had to take a pail and walk to a well and draw water and then bring it home. Trebuia să meargă la un izvor, la o fântână unde să spele, trebuia să ia o găleată să meargă la un izvor de unde să aducă apă pe care să o ducă în casă. So there's no reason to think that when
persons in that time became Christians and now their life just changed dramatically. De aceea nu avem motive să credem că their lives, I mean their daily life. Că în momentul în care acele persoane au devenit creștini, viața lor zilnică s-a schimbat la modul dramatic, adică total. Besides that, many people in that time were slaves. În afară de asta, pe vremea aceea foarte mulți oameni erau sclavi. History shows that in many of the major cities of the Roman Empire, fully one third of the total population was slave population. Istoria arată că în majoritatea orașelor din Imperiul Roman, o treime era populație de sclavi. And slaves were not just workers in fields, but sometimes they held what we today call white collar positions. Și ei nu erau numai simpli muncitori pe câmpuri, erau și aveau funcții de răspundere înaltă, ceea ce noi am numit funcții pentru oameni albi, adică funcții de înaltă, funcții de birou, de înaltă răspundere. But they were still slaves and they did not have control over their time. Their master controlled what they did all day long. Dar erau în continuare sclavi și nu puteau să-și controleze timpul. Erau în totalitate la dispoziția stăpânului lor. So persons who were slaves and became Christians couldn't say, I'm going to take off and go out in the field service for 3 hours. Așa încât toți acești oameni care erau sclavi și au devenit creștini nu puteau să spună, voi merge și voi lucra acum în lucrarea de teren timp de 3 ore. And yet, all Christians shared in making known the good news. Și cu toate acestea, toți creștinii se împărtășau din dorința de a face cunoscută vestea bună. Because all of them had some contact with other people. Pentru că cu toții aveau contacte cu alți oameni. In their daily activity, perhaps the wife, when she went to the well to draw water, she talked with other women. În activitatea lor zilnică, probabil soția când mergea să aducă apă, se întâlnea cu alte femei. Or the man in his daily work with to have contact with other men. Sau în munca lui zilnică bărbatul se întâlnea cu alți bărbați. And by the kind of persons they showed themselves to be, they reflected Christ Jesus in their life. Și tocmai prin modelul de persoană pe care îl arătau celorlalți, reflectau pe Iisus Hristos în viața lor. And people would notice this change in them when they became Christians. Și oamenii observau această schimbare în ei, în comportamentul lor, în momentul în care deveneau creștini. And this would cause them to ask questions of them as to why this change had come about. Și asta îi făcea să pună întrebări, să le pună întrebări unde s-a produs această schimbare. And so this would give them an opportunity to tell of their hope and of Christ Jesus and his ransom sacrifice. Așa încât asta le dădea ocazia să vorbească despre speranța lor, despre Iisus Hristos și despre sacrificiul lui de mântuire. I remember when I graduated from the School of Gilead, I was sent to the state of California to do circuit work. Mi amintesc când am absolvit școala Gilead, am fost trimis în statul California pentru muncă, pentru serviciu de circuit. And we were supposed to give what were called service talks. Și trebuia să ținem așa numitele discursuri de serviciu, vorbiri de serviciu. Which were all designed to encourage people to spend more hours in what they call field service. Care toate erau orientate înspre a încuraja pe oameni să petreacă cât mai mult timp în munca de predicare, în ceea ce ei numeau serviciu pe teren. And I wanted my talk to be a scriptural talk. So I spent days and days and days going through the Bible, trying to find some scriptures that I could use to support this idea of field service. Și eu doream ca vorbirea pe care o voi ține să fie scripturală, așa încât am petrecut foarte multe zile, zile întregi, căutând în Biblie argumente prin care să pot să susțin această idee a serviciului pe teren. And I was surprised. I thought, why is it that neither Paul nor Peter nor James nor John, none of them talk about this field service? They don't talk about group witnessing or anything of that kind. Și am fost surprins de faptul că nici Petru, nici Pavel, nici Ioan, nici ceilalți apostoli nu vorbesc nicăieri la modul explicit de un asemenea serviciu de teren. So really it's something that men have developed and
and cause people to live a programmed life where things are decided for them and how they will live their Christian life. Așadar, este vorba mai degrabă de o decizie pe care au luat-o oamenii în privința modului în care alții trebuie să își petreacă programatic viața și cum să își trăiască ceilalți viața lor creștină. And I think this is something that we all need to recognize, that we are not to be followers of men, we're to be followers of God's Son and Him alone. Și cred că cu toți trebuie să recunoaștem că nu trebuie să fim urmași ai oamenilor, ci urmași ai Fiului lui Dumnezeu și doar ai Fiului lui Dumnezeu. As the psalmist in Psalm 146 says, după cum spune Solomon în Psalm 146, put no faith in princes, in any man who has no power to save. He breathes his last breath, he returns to the dust, and at that same hour all his thinking ends. Versetele 3 și 4. Da. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor, suplarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Happy is the man whose helper is the God of Jacob, whose hopes are in Jehovah his God. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, în traducerea lui Rei, Jehova Dumnezeu său. So, it's totally contrary to the Bible to become a follower of any person or any group of men. De aceea este în totalitate contradictoriu cu Biblia să devii urmașul unei persoane sau al unui grup de oameni. When the Apostle Paul wrote to the Christians in Corinth, the city of Corinth in Greece, când Apostolul Pavel a scris creștinilor din Corint, din Grecia, at the beginning he said that there were many good qualities that they had. La început a spus că sunt foarte multe calități bune pe care ei le au. But he says, I have this point against you, that you are divided. Dar am doar această mustrare de adus, faptul că sunteți împărțiți. He says, some say, I am of Paul. Others say, I am of Peter. I am of Cephas. Ei spun, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Petru, mai degrabă, eu sunt al lui Cefa. Paul, Cephas, or Apollos, I should say. And so he asked them, were any of these men crucified for you? Așa încât el i-a întrebat, vreunul din oamenii ăștia a fost crucificat pentru voi? And down through the centuries, humans show that they want to have somebody as their leader, their hero. Și de-a lungul secolelor, oamenii au arătat că simt nevoia să aibă pe cineva ca erou, ca un alt conducător. And different religions build up based upon the teachings of a certain man. Și că diferite religii se construiesc bazate pe învățăturile unui anumit om. A man may say, I am of Luther. He belongs to the Lutheran Church. Un om poate să spună, eu țin de Luther, aparțin cu biserica mea de Luther. Or I am of Wesley, I belong to the Methodist Church. Eu țin de Wesley și aparțin de biserica metodistă. And so they are divided into denominations because of this. Așa încât ei sunt împărțiți în secte tocmai datorită acestui motiv. People today could say, I am of Charles Sayce Russell, or I am of Joseph Rutherford, or I am of Nathan Knorr. Și oamenii astăzi pot să spună, eu sunt de-a lui Russell, sau de-a lui Rutherford, sau de-a lui Nathan Knorr. And again the question is, which one of those men was crucified for you and provides a ransom sacrifice? Și încă o dată întrebarea care se pune este, care dintre acești oameni a fost răstignit pentru voi și a dat un sacrificiu de răscumpărare? And the answer has to be none of them. Și răspunsul trebuie să fie niciunul dintre ei. So none of those persons has the right to expect us to be their followers or to be guided by them. Așa încât niciunul dintre acești oameni nu are dreptul să aștepte de la noi să fim urmașii lor sau să fim ghidați de către ei. As Jesus in Matthew says, let none of you be called rabbi, which is also translated master or teacher.
După cum spune Iisus în Matei, niciunul dintre voi să nu se numească rabbi, care înseamnă în traducere învățător. Because all you are brothers. Pentru că voi toți sunteți frați. So Jesus didn't set up a system, a religious system. He established a Christian brotherhood. Așa încât Iisus nu a stabilit un sistem religios, ci o frăție creștină. Where no one person has control over the others. Unde niciunul nu are control asupra celorlalți. And all the words that are used to describe the activity of men within the congregation, such as elder or overseer and teacher. Și toate aceste termene folosite pentru a descrie activitatea oamenilor în congregație, bătrâni, supraveghetori. And they describe not a position or a title, but the service that persons would perform. Ele descriu nu o poziție ierarhică, nu un titlu, ci serviciul pe care oamenii respectivi îl aduc. So that is the proper attitude to have, and when I was on the governing body, I saw that this was not the spirit that prevailed, that these men viewed themselves as the ones in control, and that they were in position to set policies and then call on everyone to obey what they had decided. Așa încât asta este atitudinea care trebuie să fie trebuie să îl rog să repete pentru că am pierdut fața. Ar trebui să fie nu aceea de a dezvolta politici, de a nu, s-a referit la faptul că atunci când era în corpul de guvernare, a văzut că, de fapt, toți acei oameni nu aveau o atitudine creștină, ci aveau, din contră, această dorință de a stăpâni peste ceilalți, de a dicta ei regulile de organizare și așa mai departe. And the great majority of our time was spent dealing with what they called disfellowshipping issues. Și marea majoritate a timpului membrilor corpului de guvernare a fost petrecut cu probleme de excomunicare. Deciding whether this activity or work was a disfellowshipping offense. Decizând dacă o anumită activitate sau alta era într-adevăr demnă pentru ca persoana respectivă să fie excomunicată. Adică, then when the policy was decided and published, așa încât în momentul în care s-a hotărât regula în privința excomunicării și a fost publicată, questions would come in on this particular aspect or that particular aspect and all the details of the matter, and so we were constantly deciding issue after issue and minor issues and sub-issues. Au apărut o sumedenie de întrebări. Dacă acesta este un motiv pentru excomunicare, celălalt este un motiv pentru excomunicare, așa încât tot timpul ne preocupam de probleme minore, de alte probleme constante și alte probleme și mai minore decât acestea. But time spent in discussing and presenting biblical information that would build people up was practically none of that time spent. Practic, nu mai exista timp petrecut pentru discuții biblice, singurele care puteau să întărească pe oameni. So, the longer this went on, the more I asked myself, is this really God's way? Așa încât, pe măsură ce trecea timpul cu aceste chestiuni, m-am întrebat din ce în ce mai serios dacă cu adevărat aceasta este calea lui Dumnezeu. And I thought, here are things that the Bible says not one word about, and here we men are making this law to apply to everyone. Așa încât am văzut, iată, acestea sunt reguli despre care Biblia nu spune absolut nimic și noi oamenii încercăm să le impunem tuturor. And that's the reason when I left Brooklyn I wrote this book, A Crisis of Conscience. Și de aceea, în momentul în care am plecat de la Brooklyn, am scris această carte, Criza Conștiinței. Because the great majority of Jehovah's Witnesses have no idea how the governing body functions. Pentru că marea majoritate a martorilor lui Jehova nu au nicio idee despre modul în care funcționează corpul de guvernare. Maybe they have some questions. Ok, so this was the speech. Bun. Ăsta era mesajul evrei. Pornind de la această bază sau pornind de la propriile dumneavoastră preocupări, întrebări, vă rog să puneți întrebări. Da, sunt. Bun. Se poate? Eu aș avea câteva întrebări de pus și aș dori în modul cel mai scurt să vi se răspund. He has a few questions and he wants very short answers.
as short as possible. Aș vrea să știu mai exact în ce perioadă a făcut parte efectiv din corpul de guvernare. He wants to know exactly the period when you were part of the governing body. I was assigned in 1971, and 9 years later, in 1980, is when I left Brooklyn. A fost numit în 1971 și 9 ani mai târziu, în 1980, a plecat de la Brooklyn. Noi, toți de aici, cunoaștem împrejurările întâmplate la Brooklyn cu privire la schimbări. We, all of us here, know the contexts that were in Brooklyn, and it refers to changes, to the context when the changes occurred. În ce privește învățătura. About doctrine, in terms of doctrine. Și acum, dacă a fost prezent și și-a dat acordul cu privire la schimbarea înțelesului din Roman 13:1-7. Were you present and did you agree to the changing of the meaning in Romans 13 with the verses 1-7? That had already been published long before. Asta fusese deja publicat cu mult înainte. Dacă a fost de acord. Did you agree to it? I believe that there was a wrong interpretation before that. Certainly was mistaken. Eu cred că a fost o interpretare greșită înainte de asta, deci cu siguranță a fost greșită. Because in Romans chapter 13, Paul clearly talks about the governments that existed. Pentru că în capitolul 13 din Romani, Pavel vorbește în mod foarte clar de guvernele care existau. He says, he who demands a tax, pay the tax. Spune, cel care, dacă, celui care cere taxa. Nu vrem comentariul. Numai dacă e de acord. Atât, noi îi mulțumim pentru răspuns. Mai departe. Da. Nu comentariul, că noi cunoaștem. Așa. Deci eu fost de acord. Dacă a fost de acord cu introducerea termenului religie bună în vocabularul literaturii martorilor Jehova. Did you agree with the introduction of the term good religion in the vocabulary of the Jehovah's Witnesses? That occurred when I was still a young man, but I have come to realize I had to learn different languages. I spoke Spanish for about 25 years, and later on I associated with a French congregation, and I came to realize that words are just vehicles to transmit and carry thoughts from one mind to the other. Asta s-a întâmplat când eu eram foarte tânăr, dar ulterior, de-a lungul vieții, am lucrat într-o congregație spaniolă, a trebuit să învăț franceză și mi-am dat seama, învățând diferite limbi, că aceste cuvinte sunt doar vehicole prin care gândurile sunt transmise de la o minte la cealaltă. Da, mulțumesc. Atâta numai, pentru că înainte nu s-o folosit și din potrivă, spune despre religie că nu este un cuvânt biblic și nu există religie bună. And the literature explained that religion is not a biblical word and that there is no good religion. Ce s-a întâmplat cu cei ce nu au acceptat schimbările în literatură? Mă refer la cei din corpul de guvernare, ca persoană. What happened to those who did not accept the changes of doctrine, especially those who were in the governing body, as persons, as individuals? There was no governing body at that time when they were making those changes. Pe vremea aceea nu era corpul de guvernare când făceau acele schimbări. Up until the year 1975, până în 1975, everything was directed by the president of the corporation. Totul era dictat de către președintele corporației. Deci nu era corp de guvernare. First it was Rutherford, then it was Nathan Knorr. Întâi era Rutherford, apoi Nathan Knorr. And so whatever they decided, that's the way things were. Așa încât lucrurile erau așa cum stabileau, așa cum decideau acești oameni. And in 1975 there came a discussion as to whether this was proper, that the corporation president should direct the whole organization, or whether a governing body should do so. În 1975 s-a pus întrebarea dacă asta este corect, ca președintele să ia deciziile în privința întregii organizații sau dacă un corp de guvernare trebuie să facă asta. Dar acum întreb, și președintele 1961-62 o lua hotărârea în mod arbitrar pentru a schimba înțelesul roman și a introduce cuvântul religie?
Did the president in 1962, did the president arbitrarily decide to change the meaning of the teaching about Romans 13 and to introduce the word religion? Yes, everything was decided by the corporation president at that time. Da, pe vremea aceea totul era decis de către președintele corporației. Bun. Altă întrebare. Ce cunoștință aveți despre frații de rând din state care au fost, care nu au fost de acord cu schimbările și învățăturile în vremea aceea? S-au constituit sub alte nume? Dacă da, sub ce nume? What do you know about the brothers generally in the states who did not agree to this changing in the teachings, to this doctrinal changings? What happened to them, and did they choose to form another group institutionalized? Did they have other names, other institutionalized form of existence? Those changes did not produce any big division among the witnesses. Acele schimbări nu au produs diviziuni majore între martori. Au fost demonstrații cu pancarde, s-au dat foc la Kingdom Hall-ul. Au fost mari lucruri. He's saying that there were some demonstrations with huge cards and some of the Kingdom Halls were burnt. No. Bun. Absolutely not. I say that's totally false. Spune absolut nu. Spune că este total cei ce s-au retras și au contestat împotriva schimbărilor, dacă li s-au pus piedici, de s-a constituit în asociații, în continuitatea învățăturii de până atunci. The ones who retired from the society, who did not take part anymore after the doctrinal change, were they stopped somehow to have their group institutionalized and have a different name, or were they somehow stopped, banned by the society? As I say, there was no division that resulted from those things. Eu spun că nu a fost o diviziune care să rezulte. Literatura spune că mii de frați de rând au protestat devenind apostați. Literatura timpului spune. Well, the literature of the time says that many of the brothers protested and they became apostates. I lived during those years. I don't know if you lived during those years or if you were a Jehovah's Witness during those years, but I was, and there was none of that. And if you can show me a magazine that says that, that will be the first time that I see it. Eu am trăit în acea perioadă, nu știu dacă dumneavoastră ați trăit în acea perioadă, dar și ați fost martor al lui Jehova, dar eu n-am întâlnit niciodată până acum acest fenomen. Dacă puteți să-mi arătați un turn de veghere în care se menționează chestiunea asta, este prima dată când o văd. Da. Acum, cum s-a procedat la schimbare? S-a impus schimbarea și învățătura? Dacă da, de cine? Am înțeles că de președinte, deci a fost o dictatură. S-a votat democratic sau ați întrebat pe Jehova prin Urim și Tumim? How did the doctrinal changes occur? Was it, as it was said before, imposed by the president? Was it a democratic vote? Did you ask Jehovah through the stones, Urim and Tumim? I don't know how to translate that into English. Maybe somebody can help me. It's the same, Urim and Tumim. As I stated, the president of the society decided all those matters. They were not decided by a group of persons, but he made the decisions. După cum am afirmat, președintele societății a stabilit toate aceste schimbări. Ele nu au fost stabilite de un grup. Vă mulțumesc. Care a fost motivul părăsirii Brooklynului? Retragere sau excomunicare? Which was your reason for leaving Brooklyn? Did you leave or were you excommunicated? I was asked to leave. I had expressed myself very openly in the governing body discussions. And in the year previous, 1979, I was assigned to go to certain countries of Africa. And go ahead. Mi s-a cerut să plec pentru că m-am exprimat foarte liber în întrunirile corpului de guvernare și în anul dinainte, în 1979, mi s-a cerut să plec în anumite țări din Africa. And some of those countries, the government had banned the work of Jehovah's Witnesses. În unele din acele țări, guvernele interziseseră lucrarea marturilor lui Jehova.
So I didn't know but what I might be arrested in one of those countries and put in prison. Așa încât n-am știut dacă voi fi sau nu arestat în aceste țări în care am fost trimis. And I had never explained my feelings to my wife before then. Și niciodată până în acel moment nu mi expusesem, nu mărturisisem sentimentele față de soția mea. So I sat with her and went through the scriptures with her and then told her the experiences that I'd had on the governing body and what it was really like. Așa încât am stat împreună, am citit din scripturi și i-am relatat experiențele pe care le-am avut în corpul de guvernare și într-adevăr cum a fost. Bun. După părăsirea societății, dacă a fost contactat de diverse persoane sau nu? Nu a terminat. Stați puțin. Mă scuzați. So we decided then that we would leave the Brooklyn headquarters. Și au hotărât amândoi atunci că vor părăsi birourile din Brooklyn. And when I came back from Africa, I asked for 2 months leave of absence. Și când m-am întors din Africa, am cerut un concediu de 2 luni. I was 58 years old and we had no money. Aveam 58 de ani și nu aveam bani. So I wanted to see if I could in those 2 months find a way that I could make a living and provide for myself and my wife when we left. Și am vrut să văd în acele 2 luni dacă pot să îmi găsesc o formă de a supraviețui împreună cu soția mea după ce plecăm. But while I was away during those 2 months, a big campaign started in Brooklyn to disfellowship people. Dar în timp ce eu eram plecat, a început la Brooklyn o imensă campanie de excomunicare a oamenilor. People that I had known and conversed with were brought before judicial committees and disfellowshipped. Oameni pe care îi știam și cu care avusesem conversații au fost aduși în fața unor comitete judiciare și au fost excomunicați. So when I came back from that time, I appeared before the governing body and I was interrogated. Așa încât când m-am întors, am apărut în fața corpului de guvernare și am fost interogat. And the whole issue was of loyalty to the organization. Și toată problema era loialitatea față de organizație. Not loyalty to Christ or loyalty to God, but loyalty to the organization. Nu loialitatea față de Hristos sau Dumnezeu, ci loialitatea față de organizație. And because of the answers that I gave, why at the end they asked me to resign from the governing body and also resign from the Brooklyn Bethel headquarters. Și în urma acestor răspunsuri pe care le-am dat, ei mi-au cerut să demisionez din corpul de guvernare și de la birourile din Brooklyn. După părăsirea societății, dacă a fost contactat de diverse persoane. Ce tip de persoane? Indiferent. Oh, okay. After you left the organization, were you were there persons who tried to contact you? What was the year when you left? 1980. And shortly after, I went to Alabama, where a man named Peter Gregerson had offered me employment. După ce am plecat, am mers în Alabama, unde un bărbat numit Peter Gregerson m-a angajat, mi-a oferit o angajare. The work that he had for me was purely manual work. I cut the grass, pulled weeds. Era vorba de lucru efectiv manual, tăiam iarba, smulgeam buriene. So after I was there a while, this man Peter Gregerson, he had been an active witness for 20 years or more, a pioneer, an elder, but he decided to disassociate himself from the organization. Și în timp ce eram acolo, acest bărbat Peter Gregerson fusese și el un pionier, fusese foarte activ în cadrul organizației timp de mai mulți ani, dar a hotărât să se dezasocieze de către organizație. So he submitted a letter explaining his reasons that he could not continue on with the organization. Așa încât a trimis o scrisoare în care și-a exprimat motivele pentru care nu mai poate continua să colaboreze cu organizația. At that time, to disassociate yourself did not result in disfellowshipping. La vremea aceea, propria dezasociere nu ducea la excomunicare. But after I moved to Alabama, now they put out a watchtower in which they said that a disassociated person should be treated the same as one who is disfellowshipped. Dar după ce am ajuns la Alabama, au scris într-un turn de veghere că persoanele dezasociate ar trebui să fie tratate la fel ca și cele excomunicate, practic au același statut. So I worked for this man, he was my employer. Așa încât am lucrat pentru acest bărbat, el era angajatul meu, angajatorul meu. I lived in a mobile home that was parked on his property.
am locuit într-o rulotă care era parcată pe proprietatea lui. But because I was seen in a restaurant eating a meal with him, I was then accused. Dar pentru că am fost văzut apoi într-un restaurant luând cina cu el, am fost acuzat. And ordered to appear before a judicial committee. Și mi s-a ordonat să apar în fața unui comitet judiciar. And the persons that they had there as witnesses against me had only one thing to say about me. Și oamenii pe care i-a aduseseră ca martori împotriva mea au avut de spus doar un lucru despre mine. That they had seen me with Peter Gregersen eating together in a restaurant. Că m-au văzut mâncând într-un restaurant împreună cu Peter Gregersen. Then a circuit overseer came in and he came to my home and interrogated me, and this was his whole question also. Supraveghetorul de circuit a venit la mine să mă interogheze și asta a fost și întrebarea lui. So the elders in that congregation disfellowshipped me, and the one basis was I had eaten a meal with Peter Gregersen in a restaurant. Așa încât m-au excomunicat pe simplu motiv că am luat o cină cu Peter Gregersen în acel restaurant. N-am fost înțeles. Dacă a fost contactat prin scrisori sau telefonic după ce a fost excomunicat de diverse persoane sub diferite nume. Asta e întrebarea. Da sau ba? Did they contact you by letter, by means of letters or telephone calls after you were excommunicated, but not the ones in the governing body or in the organization, different persons, other persons? Did they send you letters? Did they try to contact you by phone? After my leaving Bethel, many persons that I knew there at Bethel did communicate with me, and down through the years, I have received letters and communications from hundreds of persons who used to be either at Brooklyn Bethel or in a branch office or in circuit work or district work. După ce am plecat de acolo, foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut la Bethel au continuat să comunice cu mine și am primit scrisori și telefoane la foarte mulți alții care erau fie supraveghetori de filială, fie lucrau în diferite zone filiale ale organizației. Care a fost motivul că după retragere nu a vrut să ia legătură cu nimeni și acestea... Prin scrisul sau prin altceva. Da. Este aici. Păi asta întreabă. După ce a fost, de ce o refuzat să ia legătura? What was the reason? I suggest he makes this his last question and gives other people an opportunity. Sugerează, dacă se poate, să fie totuși o ultimă întrebare sintetică, ca să-i lase și pe alții să... Da, bineînțeles. Eventual, mai este timpul de... O să revin. Bun, deci care era întrebarea încă o dată? De ce n-a refuzat? Exact, să ia legătura. Diverse persoane care l-au contactat prin scrisor sau telefon. Why did you refuse to communicate with different persons who contacted you or tried to contact you by means of ordinary mail or telephone? Every single letter that I ever received, and all the letters I now receive through the internet, every one of them receives an answer. Fiecare scrisoare pe care am primit-o și toate scrisorile pe care le primesc acum mai degrabă prin internet au primit un răspuns. Nu acum, atunci. Not now, back then. That is the reason I wrote this book. When I was disfellowshipped, a magazine that is very well known worldwide called Time sent a reporter there to Alabama to interview me about the matter. Tocmai de asta am scris această carte, pentru că după ce am fost excomunicat, o revistă foarte cunoscută de întreaga lume, Time, au trimis un reporter ca să-mi ia un interviu în privința acestei chestiuni. And they published an article about this. Și au publicat un articol despre asta. And after that article came out and people in many countries read it, I started getting letters asking about it. Și după ce a ieșit acest articol și foarte mulți oameni din diferite țări l-au citit, am început să primesc scrisori în care eram întrebat despre această chestiune. At that time all I had was a typewriter. Pe vremea aceea nu aveam decât o mașină de scris. And I tried to answer all these letters by typing letters to them. Și am încercat să răspund tuturor acestor scrisori la mașina de scris. But it came to be so much that I realized I couldn't do it. Dar au ajuns să fie atât de multe încât mi-am dat seama că nu mai pot să o fac. And I decided that writing a book would be the answer or the solution to the problem. Și am hotărât că scrierea unei cărți va fi soluția la această problemă. Because a book could be available to everyone, anyone. Pentru că o carte poate să fie accesibilă pentru oricine. And I could say in a book what it would take hundreds of letters to write.
I say I could say in one book. Okay. What? Și poate să spun într-o singură carte ceea ce ar putea să expună în sute de scrisori. Da. So this book was then published. Acum, dacă trebuie să ne oprim, mă opresc, dar înainte de a pune o altă întrebare. O întrebare. Care aș vrea? Nu știu. Cum se face că toți aceia care, din motive, fie că au fost retrași de bunăvoie sau excomunicați, răspund prin cărți împotriva societății, asociației, dar numai lucrurile negative. N-au avut bun de când s-au înființat și până aici nimic, nimic nu o dat bun. How is it possible that all those who left the organization or were excommunicated and who wrote books, all of them expressed in their books only anger and only the bad aspects of the society? Why does it happen? Never ever did this society offer something good, some good teachings. Why is there this attitude? Well, that's the reason I did not want to write a book until that time, because I had seen other books by persons who left the organization, and as you say, they were very bitter and said such mean things, and I didn't want to be tocmai de aia n-am vrut să scriu o carte decât mai târziu, pentru că am văzut că foarte mulți oameni care au părăsit organizația, după cum spuneți, erau extrem de amari și spuneau foarte multe răutăți împotriva organizației. So it was only because of not being able to answer all these questions that I wrote this book, and I tried to keep it free from that bitterness and that tearing down attitude. Deci tocmai de aceea, pentru că nu am putut să răspund la toate aceste scrisori, am încercat să scriu o carte în care să nu apară aceeași amărăciune, aceeași atitudine care este în celelalte cărți. I wanted to follow the example of Jesus Christ. Am vrut să urmez exemplul lui Iisus Hristos. In the first letter of Peter, the second chapter, în 1 Petru 2 cu 23, verse 23, Peter says of Jesus, when he was insulted, he returned no insult. Petru spune despre Iisus, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. When he was made to suffer, he did not counter with threats. Instead, he delivered himself up to the one who judges justly. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. And in Romans chapter 12, the Apostle Paul says, verses 16 to 21, have the same attitude toward all. Put away ambitious thoughts and associate with those who are lowly. Do not be wise in your own estimation. În Romani 12, cu 16 până la 21, Apostolul Pavel spune: aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucruri înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Never repay injury with injury. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. And he also says, do not be conquered by evil, but conquer evil with good. Și el mai spune, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. And in 1 Corinthians 13, 7 and 8, the Apostle Paul says, love has good manners and does not pursue selfish advantage. În 1 Corinteni 13, cu 7 și 8, Apostolul Pavel spune, dragostea, sigur, sunt toate pasajele despre dragoste, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, supără totul, dragostea nu va pieri niciodată. Traducerea e puțin diferită a lui Ray. It does not keep account of evil or gloat over the wickedness of other people. Unfortunately, my translation is different. Deci încerc să traduc aproximativ după modul în care sună această traducere. Nu ține seama de răutate și nici de viclenia altor oameni, nici nu se hrănește din viclenia altor oameni. So I have no sympathy with people whose only desire is to tear down the religion of Jehovah's Witnesses. Deci nu am niciun fel de simpatie pentru oamenii al căror scop nu este altul decât să distrugă religia martorilor lui Jehova. Eu mă opresc aici. Aș mai avea încă două întrebări. Nu mă împiți. Nu vă aveți o pierdere. Mai aș avea două întrebări, dar
în vorbirea de început, aș vrea numai două întrebări să pun din vorbirea de început, dacă mi-e permis. Lăsăm și da. Ai răbdare. Ziua lui. Uite trebuie care e problema. Nu mă împic. Am înțeles dar nu-i că... Dar nu e dovadă de... Ai un de pic, măi, să Da, am înțeles că vestea bună este sacrificiul suprem al lui Isus. Domnul Filip, stați puțin. Nu, atâta stați puțin. Nu vreau să cenzurez pe nimeni. Atunci, dar din respect față de ceilalți participanți, eu vă rog foarte mult să rămâneți până e foarte posibil ca celelalte întrebări să se încheie. Și în momentul respectiv, dacă există timp, o să vă rog să interveniți iarăși cu aceste întrebări. Vă rog să le notați să nu vă uitați ideea. Nu uit ideea. Bun. Altcineva. Spuneți. Bine, dragă mea. Am înțeles. Mă scuzați. I-am dat deja cuvântul domnului în spate, vă rog. După retrangerea din societate, în unul din comentariile pe care le-ați făcut, vă referiți la anul 606 înainte de Hristos. After you left the organization, one of your commentaries referred to the year 607 before Christ. Și bineînțeles la evenimentul care avea loc pe această ocazie. Răsturnarea teocrației tipice a lui Jehova în Israel. The fall of the typical theocracy of Jehovah in Israel. Făcând legătura între anul 607 și anul 1914 și această generație. Connected 607 with 1914 and the term of this generation. Sunt mai multe argumente, sau mai multe argumentări. And there were more arguments. Printre care și primul satelit al Pământului care este lansat de către Uniunea Sovietică în unul din anii lui 50, luna aprilie, care bazează. The first satellite that was launched in space. But the Soviet Union in the 1st of April, somewhere in the 50s. Întrebarea care se ridică și este că and our question is cum am rămas legat de această problemă? Why are we still connected to this problem? Pentru că nu era sigur nimic din ceea ce se spunea. From what it was told. Cu privire la 607 și cu privire la 1914 și această generație. The when the book Aid to Bible Understanding was being written, I was assigned to write on the subject of chronology. Când a fost scrisă cartea ajutoare la înțelegerea Bibliei, mie mi s-a atribuit să lucrez la subiectul cronologie. And so, in dealing with this subject of the fall of Jerusalem, I tried to find some historical work that would support this idea of the date of 607 before Christ. Și în privința căderii Ierusalimului, am încercat să găsesc dovezi istorice care să fixeze această dată, 607 înainte de Hristos, pentru căderea Ierusalimului. There was a member of the Bethel staff, or the headquarters, who was assigned to be my assistant or secretary. Un membru al birourilor de la Betel a fost desemnat să fie asistentul sau secretarul meu. And he went to all the libraries in New York and Brooklyn and the whole area trying to find some evidence for this, to support this date. Și el a mers pe la toate bibliotecile din New York și Brooklyn încercând să găsească o dovadă care să sprijine această afirmație. And he couldn't find anything to support it. Și n-a putut găsi nimic care să sprijine asta, afirmația asta. So we knew of a man who was considered the foremost authority on ancient Babylonian and Assyrian records. Așa încât am cunoscut un om care era considerat a fi autoritatea istorică, o autoritate istorică foarte importantă în problema Babilonului antic. Archaeologists had discovered thousands upon thousands of what are called cuneiform tablets written in clay
arheologii descoperiseră mii și mii de ceea ce ei numesc tabele cuneiforme scrise în lut. They covered the whole period of the Babylonian Empire. Ele acoperă toată perioada Imperiului Babilonian. So we arranged to meet with this man and have an interview with him. Așa încât am aranjat să ne întâlnim cu acest bărbat și să avem o întrevedere cu el. And we asked him about this matter of the date of 607 BC because all the historical evidence pointed to a date 20 years later for the destruction of Jerusalem. Și l-am întrebat specific despre această dată 607, pentru că toate dovezile istorice trimit către o dată 20 de ani mai târziu pentru distrugerea Ierusalimului. So I asked him, could it be that these men who wrote these historical documents in cuneiform tablets were trying to put forth some idea of their own? Așa încât l-am întrebat, se poate întâmpla ca toți acești oameni care au scris tabletele în litere cuneiforme au încercat cumva să pună în acele texte ideile propriile lor idei, adică modificând? He said it would have required a conspiracy throughout the whole empire to produce that because there were thousands of tablets and all of them pointed to this date of 586-587. El a spus că ar fi fost nevoie de o conspirație în întreg Imperiul Babilonian ca să se întâmple această schimbare, pentru că toate evidențele arătau anul 586, anul 587. So a man in Sweden named Carl Olof Johnson, așa încât un bărbat din Suedia pe nume Carl Olof Johnson, decided to do research of the matter, a hotărât să cerceteze chestiunea, and he even learned some of the ancient languages like Akkadian. Și el a învățat unele limbi antice, precum acadiana. He traveled other countries. He went to London to the British Museum. A călătorit în alte țări, a mers chiar și la Londra, la Muzeul Britanic. And then he published a book titled The Gentile Times Reconsidered. Și apoi a publicat o carte intitulată Timpul Păgânilor Reconsiderat. But before he published the book, he sent a manuscript to the Brooklyn headquarters. Și înainte să publice cartea, a trimis manuscrisul la birourile din Brooklyn. And I received it and read it and I was amazed because I had spent one year on this subject of chronology and I realized that I had just barely got below the surface compared to what he had done. Și am citit-o și am rămas uimit pentru că petrecusem un an de zile în problema cronologiei și nu reușisem să acumulez nici măcar informație minimală spre deosebire de ceea ce făcuse el în acea carte. Persona respectivă era un credincios sau nu era credincios? Was that person a believer or he wasn't a believer? He had been an active witness for many years, a pioneer and an elder. And then when he wrote this material, it came to Brooklyn. And after why the elders there in the branch office there took action against him and he was eventually disfellowshipped. Fusese de foarte mulți ani un pionier activ în cadrul organizației și în momentul în care a apărut această chestiune, bătrânii au luat măsuri împotriva lui și l-au excomunicat. Pentru că totuși anul 1914, după toate cunoștințele noastre, a fost cel mai bogat an, cred că în întreaga istorie a omenirii, legat de profeții și de tot ceea ce s-a întâmplat. Noi cum rămânem în urma acestui so how are we to conclude what are we to conclude about that? That's also an idea that people have that 1914 was such an unusual date and that things have taken place in that year on that have never happened before in human history. Într-adevăr, oamenii cred că anul 1914 a fost un an de importanță capitală în care s-au întâmplat evenimente care nu se mai întâmplaseră până atunci în istoria omenirii. And for that reason the same man, Carl Olof Johnson, joined with another Swedish man and prepared a book titled The Sign of the Last Days When. Și din acest motiv, Carl Olof Johnson, cel menționat anterior și cu un alt bărbat din Suedia a pregătit o carte intitulată what was the title? The Sign of the Last Days When. Semnul vremurilor de pe urmă, când?
and they took up each feature of things, wars, famines, pestilences, earthquakes. Și au luat fiecare argument din descriere. Război, foamete, boli, cutremure de pământ. And they showed that in every case there were periods of history that were far worse than that from 1914 on. Și a arătat că în fiecare caz în parte au existat perioade din istorie în care toate acestea s-au manifestat mult mai grav, mult mai acut decât atunci. The matter of wars, for example, in Europe you had a war that lasted not 4 years like the First World War. De exemplu, în Europa am avut un război care a durat nu 4 ani, cât primul război mondial. You had a war that lasted 30 years. Ci 30 de ani. And the whole history of mankind, if you read it, it's one war after another war after another war after another war. Și întreaga istoria omenirii, dacă o citiți, este plină de relatări despre un război urmând altui război, urmând altui război și așa mai departe. As far as famines are concerned, the conditions previous to 1914 were much more worse than. În ceea ce privește foametea, condițiile dinainte de 1914 au fost mult mai grave. Am înțeles și n-am înțeles. Dar vreau să pun Vă rog, faceți liniște. Trebuie să auzim și întrebarea. Din același comentariu, reiese că vă refereți, dacă bine îmi amintesc eu, vă refereți la mulțimea mare de oameni. Și mai faceți o referire cu privire la mâna de amintire. And another reference to the memorial. N-am înțeles bine dacă mulțimea mare de oameni avea drept de a se împărtăși sau nu avea. And I did not understand very well if other sheep have the right to partake in the symbols or not. Și dacă trebuie totuși să fie, să existe simbole pe masă. And if we must, at any rate, have the symbols on the table. We need to go to the scriptures themselves to see what those symbols represent. Trebuie să mergem la scripturi ca să vedem ce înseamnă aceste simboluri. In John chapter 6, în Ioan capitolul 6, it shows that after Jesus had fed thousands of people by multiplying miraculously loaves of bread and pieces of fish. Se spune după ce Isus a hrănit mii de oameni multiplicând, înmulțind printr-o minune pâinile și peștii. After that he crossed over the Sea of Galilee to the other side. A traversat Marea Galilei în cealaltă parte. And thousands of people followed him. Și mii de oameni l-au urmat. And Jesus said, "You followed me not because of the signs that you saw, but because of the food that I gave you." Și Isus a spus, m-ați urmat pe mine nu datorită semnelor pe care le-ați văzut, ci datorită hranei pe care v-am oferit-o. But he says, "Don't pursue the bread that perishes, but the bread that leads to eternal life." A spus, nu urmați pâinea pieritoare, ci pâinea care duce la viață veșnică. He said, "I am the bread of life." El a spus, eu sunt pâinea vieții. Your forefathers ate the manna in the desert and they are dead. I am speaking of the bread that came down from heaven, which a man may eat and never die. I am that living bread which has come down from heaven. If anyone eats this bread, he shall live forever. Verses? Which are the verses? From? 46 to 51. 46 to 51. It says, moreover, the bread which I will give is my own flesh. I give it for the life of the world. Eu sunt pâinea vieții, așadar deci este citatul din Ioan 6 cu 46 în traducerea pe care o are Rei, în traducerea Cornilescu revizuită, cea pe care o folosesc eu, este ceva mai jos, deci versetul este de la 48. Eu sunt pâinea vieții, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. And he went on to say, in truth, in very truth I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you can have no life in you.
Și a continuat prin a spune, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viața în voi înșivă. He says, whoever eats my flesh and drinks my blood possesses eternal life and I will raise him up on the last day. El spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Whoever eats my flesh and drinks my blood dwells continually in me and I dwell in him. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. So he shows what the emblems represent. The bread represents his body which he gave on behalf of us. Deci el arată ceea ce reprezintă simbolurile. Pâinea reprezintă trupul său pe care l-a oferit pentru noi. As the prophet foretold, he took upon himself the sins of all. După cum s-a profețit înainte, el a luat asupra sa păcatele tuturor. So he allowed that body to be nailed to the cross. Și a lăsat ca trupul său să fie crucificat. And in that way he took upon himself the sin of all. Și astfel și-a asumat păcatele tuturor. And the blood represents și sângele reprezintă viața lui, which he shed again as a ransom sacrifice. Pe care a oferit-o ca un sacrificiu de răscumpărare. So when Jesus said, "Do this in remembrance of me," that was what was represented by the memorial. Și când Iisus a spus să faceți aceasta în memoria mea, asta trebuia să fie reprezentat de către cina de amintire. So when we join together in the Lord's evening meal, that should be in our mind. The sacrifice that Jesus Christ made, giving his body and giving his life on our behalf. Așa încât când noi ne întâlnim la cina de amintire, asta trebuie să avem în minte, sacrificiul pe care l-a făcut Iisus, oferindu-și corpul său și sângele său pentru răscumpărarea noastră. And our taking of the emblems is an expression of our faith in that ransom sacrifice. Sorry, I didn't hear. Can I say our partaking of those emblems is an expression of our faith in the ransom sacrifice. Participarea noastră la împărtășirea din simboluri. Vă rog, ați pus o întrebare, vă rog frumos ascultați răspunsul pentru că nu voi repeta traducerea. Ca atare, repet. Participarea noastră la împărtășirea din simboluri reprezintă asumarea acestor simboluri, a sensului lor și a sacrificiului, recunoașterea sacrificiului pe care Iisus l-a făcut pentru mântuirea noastră. Bun. Dacă nu mănânci, înseamnă că nu crezi în jertfa lui Iisus. În Matei, în capitolul 24, 45, 47, este vorba de un rob credincios și înțelept, pe care stăpânul pune peste șata slujilor să le dea hrana la vremea hotărâtă. Întrebarea care se ridică și este că astăzi, cu atâtea întâmplări care au loc, care este deci robul ăla? Și când e vremea, când e vorba de vremea hotărâtă în care să se dea hrana, dacă vremea asta a fost, este sau trebuie să fie? Okay. So in Matthew chapter 24, verses 25, and therefore, it is about a faithful and discreet slave chosen by God, by the Master, to give food, proper food, at the proper time. When do you think this idea of proper time applies? Was it in the past? Is it now? Will it be in the future? Well, Jesus took examples from the daily life, things that people knew that were familiar to them. And a man could be assigned as the overseer of the servants in a household. And there was a proper time for him to see that they got their food each day. Deci Iisus a luat exemplu din viața de zi cu zi a oamenilor din timpul lui. Și a dat acest exemplu despre un servitor care este desemnat să hotărască când anume ceilalți servitori din casă vor primi hrană. They would go out and work and then came the time when they should have their food. Ei mergeau la lucru și apoi venea timpul când ei trebuiau să primească hrană. And it was his duty to see that they got that food at that time. Și era datoria lui să vadă să aibă grijă ca ei să primească acea hrană la timpul potrivit. So people knew how things were and in their own experience, and Jesus drew on those experiences to present these parables. Deci Iisus știa din propriile lui experiențe și și-a construit parabolele ca să fie înțelese tocmai pe aceste experiențe din viața de atunci.
what about there is still a part of, mă scuzați, am vrut să reproduc partea de întrebare ultimă, dacă există un timp potrivit în trecut, acum sau asta încerc să traduc acum. Still there is the part of the question if the right food and the proper time for giving food refers for us to a moment in the past, refers to a moment in present, to the present, or refers to a certain moment in the future that we must expect, look forward to. Jesus told his disciples when he, after he was resurrected, that he would be with them all the days until the consummation of the system of things. Iisus le-a spus ucenicilor, după ce a fost înviat, că el va fi cu ei până la sfârșitul lumii. The Watchtower Society tries to give the idea that in the first century, truth was available to people, but then for 18 centuries, it wasn't. And then in the 19th century, when Charles Taze Russell comes on the scene, now it begins to be available again. Societatea Watchtower spune că în primul secol adevărul a fost accesibil oamenilor, ulterior, timp de 18 secole, el nu a mai fost accesibil și de-abia în momentul în care a început lucrarea Charles Taze Russell, adevărul a devenit iarăși accesibil. In other words, they say that for 9/10 of the Christian history, that the truth was not available to people. Cu alte cuvinte, ei spun că timp de 18 secole din istoria creștină, adevărul nu a fost prezent, nu a fost disponibil oamenilor. And this is a complete contradiction of Jesus' words when he promised, I will be with you all of the days until the consummation of the system. Și asta este o contradicție clară a cuvintelor lui Isus atunci când spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la finalul acestui sistem de lucruri sau al lumii, după traducerea noastră. So all down through the centuries, Jesus Christ has seen the people who were searching for truth could find that truth. Așa încât, de-a lungul secolelor, Isus Hristos a avut de grijă ca oamenii care au căutat cu adevărat adevărul să găsească acel adevăr. Aș vrea două, trei întrebări. Deci o primă întrebare este legată de traducerea lumii. The first question regards the new world translation. Am înțeles că unchiul fratelui, deci Frederic Franz, a participat în mod principal la traducere. Understood that your uncle participated first of all in the translation, Fred Franz. Deci cât de bine a cunoscut limba ebraică și greacă. Deci cât de competent a fost ca să facă această traducere. Hebrew and Greek. Was he competent enough to be able to have this translation completed? Și dacă această traducere este părtinitoare sau este fidelă sensului original? Is it loyal to the initial meaning of the Bible or is it loyal to something else, a group or? My uncle had studied Greek, biblical Greek, in the University of Cincinnati, and he was at the top of his class. He was one of the. Unchiul meu studiase greacă la Universitatea din Cincinnati și era cel mai bun din clasa lui. So he did have a good knowledge of biblical Greek. Deci avea într-adevăr o bună cunoaștere a limbii grecești biblice. He was self-taught in Hebrew. Dar a fost un autodidact în ebraică. But I know that he had an ability to learn languages very well. Avea, știu din informații, știu sigur că avea această abilitate de a învăța foarte ușor limbi străine. He was self-taught in Spanish, but I heard him give many talks, and though he had an American accent, the Spanish itself was grammatically perfect. A învățat singur spaniola, de exemplu, și l-am auzit vorbind deseori în spaniolă, chiar dacă avea un accent american puternic, limba era foarte corectă din punct de vedere gramatical. He also taught himself Portuguese and gave lectures in Portuguese. Tot așa a învățat portugheza și a ținut vorbind în portugheză. So he was a very intelligent man and very capable. Deci era un om foarte capabil, foarte inteligent. And as far as Hebrew is concerned, he came to our home. We lived near Cincinnati, Ohio. And Cincinnati had a very large Jewish population. Și a venit la un moment dat la casa noastră din Cincinnati, Ohio, și Cincinnati avea pe vremea aceea o foarte mare populație ebraică. Asta în termeni limbii ebraice. And he asked me to take him to a Jewish museum
Because they had an ancient Hebrew manuscript that he wanted to look at. Și m-a rugat să îl duc la un muzeu evreiesc pentru că exista acolo un manuscris antic ebraic pe care vrea să îl vadă. And they had this Hebrew scroll there in a case, and I stood there and watched him, and he read that scroll in Hebrew to see what it said. Și aveau acest sul în ebraică și în timp ce era cu el, unchiul lui a stat acolo, a rămas să citească, să vadă exact ce spune textul respectiv. So he had good ability and much of the New World Translation is accurate translation. Deci avea competențe bune și mare parte din traducerea Lumii Noi este o traducere corectă. Deci consider totuși că are mici părtinic, dar nu major. So do you believe that it has minor loyalties to something else, influences, but not major influences? On the whole, it's accurate, and I believe any person could use it and come to an understanding of the principal teachings of Jesus. În general, este corectă și crede că orice persoană poate să o folosească și să ajungă la înțelegerea învățăturii lui Isus. But you can see some places where he forms the translation to conform and coincide with the teachings of the Watchtower Society. Dar poți vedea pe de altă parte anumite locuri în care el influențează traducerea în așa fel încât ea să corespundă învățăturilor pe care le dă societatea Watchtower. O a doua întrebare este legată de corpul de guvernare. Dacă corpul de guvernare, am citit într-o carte, la presiunea unora din Brooklyn, președintele a fost nevoit să îl creeze sau a fost doar o inițiativă a președintelui? About the governing body, how was it created? Was it the president's initiative or somebody else suggested its creation? How did it come to the founding? Was it pressure from the others? The term was not used for many, many years, but during Nathan Knorr's presidency, it began to appear in the publications, that expression, governing body. Termenul nu a fost folosit de-a lungul a mai multor ani, dar în timpul președinției lui Nathan Knorr a început să apară în publicații termenul de corp de guvernare. And initially they said that it corresponded to the board of directors of the Watchtower Society. Inițial ei spunea că această expresie desemnează corpul de directori ai societății Watchtower. But the fact is that that board of directors had no regular meetings at all. Dar, în realitate, acel corp de directori nu avea întâlniri curente. Practic nu funcționa. Only if some major matter came up, maybe the purchase of a certain property or something like that, Nathan Knorr, the president, would call these men together and present the matter, and that was the occasion for their meeting. Numai când apărea o anumită chestiune punctuală, precum cumpărarea unei anumite proprietăți, de exemplu, Nathan Knorr convoca acest corp de directori și avea loc o întâlnire. It was entirely up to him. If he didn't call them together, then they didn't meet. Dar depindea de el. Dacă el nu stabilea această întâlnire, nu avea loc. Deci el a avut și inițiativa să creeze ulterior în 71. So in 1971, was he the one with the initiative, with the idea to create this governing body? Yes, they decided that it was not proper to have the arrangement they did, and so they decided to bring other persons in. Da, au hotărât că nu mai era bine să păstreze aranjamentul pe care l-aveau și au hotărât să aducă alte persoane înăuntru. So they invited 5 persons to be added to that body. Așa încât au invitat alte 5 persoane care să fie adăugate acestui corp director inițial. And I was one of those 5. Și eu am fost unul din cei 5. So those 5 were added to the men who were on the board of directors. Astfel încât acești 5 au fost adăugați la oamenii care făceau parte din corpul de directori. And in following years it was decided to expand the body even more and eventually it reached a total of 18 members. Și în anii următori societatea a extins acest corp până când a ajuns la mărimea de 18 membri. A treia întrebare, și cu asta închei, da, ultima. Deci dacă crede, dacă consideră, studiind Noul Testament, că există salvare sau mântuire în afara trupului lui Hristos, outside Christ's body,
Deci există alte clase pe parcursul de la Pentecostă și până la sfârșitul lumii, alte clase care poate să intre în mântuire sau să beneficieze de salvare în afară de trupul lui Hristos. Acquire salvation except for those belonging to the Christ's body. Deci în această perioadă, deci Pentecostă, sfârșitul lumii. Deci în această perioadă evanghelică, Pentecostă, sfârșitul lumii. Deci în perioada asta. In this period from the Pentecost to the end of the world, are there some others? Some others in whom? I don't know. Some other members of other classes. What does he mean by? Apart from, so members, persons that do not belong to the body of Christ, do they have a chance of salvation in this period of time from Pentecost to the end of the world? We're talking about the body of Christ in the biblical sense of the way the washing. Da, în sensul biblic în care orice credincios născut din Dumnezeu care face parte din trup. In the biblical sense, any believer born by God and belonging to that body. Well, Jesus, as I didn't I just mention about the Capernaum and the Sodom and Gomorrah issue. Tocmai am menționat despre Capernaum și Sodoma și Gomorra. No, that was Jesus before. Saying, Jesus no, you said, can repeat. It was before yes. We arrived here. Oh. Jesus said after he left Capernaum, where they had not listened to him, he said it will be more favorable for people of Sodom and Gomorrah than for this city. În momentul în care a plecat în Capernaum, unde nu-l primiseră, Iisus a spus că va fi mult mai bine pentru Sodoma și Gomorra la ziua judecății decât pentru acel oraș. And he said the same thing about Nineveh, which Jonah had gone to and which was later destroyed, that they too, it would be more favorable for them than some of those in his time who were rejecting the Messiah, even though they had him in their presence. Și a spus același lucru despre Ninive în comparație cu cei care l-au respins pe Mesia fiind în prezența lor, în prezența lui. So that shows that even people from Sodom and Gomorrah, there could be some of them that on the day of judgment will be given an opportunity to gain life. Așa încât asta arată că chiar anumiți oameni din Sodoma și Gomorra. Eu mă refeream la perioada Pentecostă a sfârșitului. Deci dacă în această perioadă mai există mântuire în afara trupului lui Hristos. The question is very punctual and very focused. Is there another class except for the body of Christ which can receive redemption in this period, from the Pentecost to the end of the world? Is there an earthly hope also? Având în vedere că Iisus spune, Pavel spune în Efeseni 5 că Iisus este salvatorul trupului. Paul says in the letter to the Ephesians, in chapter 5, that Jesus is the savior of the body. Mai lasă să se înțeleagă că mai există salvare și la alte clase. Does that mean that there is salvation also for other types of Christian, for other classes? We should get rid of this idea of thinking in terms of classes. The Bible shows that God deals with each individual. And his son also, and atâta vreme cât Biblia arată că Dumnezeu tratează cu fiecare individ în parte, ar trebui să renunțăm să mai gândim în termen de clase de oameni. In Romans, the Apostle Paul says that we shall each stand before the judgment seat of God in Christ. În Romani, Apostolul Pavel spune că fiecare dintre noi va sta în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu și Iisus. So when God expresses his judgment, it isn't on the basis of membership in some organization or group, but on what we are as individuals. Așa încât în momentul în care Iisus și Dumnezeu vor judeca, nu vor judeca în baza apartenenței la un grup, ci în baza de ceea ce suntem noi în calitate de indivizi. And down through the centuries, there have been millions of people in different parts of the earth, Asia and elsewhere, who never saw the Bible, knew nothing about it, and therefore had no knowledge of Jesus Christ. De-a lungul secolelor au existat milioane de persoane care n-au cunoscut Biblia și nu l-au cunoscut pe Iisus Hristos. And since God is love, it's unbelievable that he would condemn all those people to everlasting life when they never even had an opportunity. Și deoarece Dumnezeu este iubire, nu putem să ne gândim că ar condamna pe toți acești oameni fără să le ofere o oportunitate spre viața veșnică. So when he begins his judgment, then these people will have an opportunity just like those
persons of sovereign Așa încât când va începe judecata și acești oameni vor avea o posibilitate, tot așa precum cei din Sodoma și Gomora, sau unii din cei din Sodoma. Did you say those of Sodoma and Gomorrah or some of those? Or some of those. Unii din cei din Sodoma și Gomora. Eu nu am la mine un ceas, Aurel, este ora 3 cumva? Bun, atunci vă rog să facem o pauză de o jumătate de oră. Vă rog, putem să discutăm pe parcursul pauzei, se servește alături o cafea și ceva apă minerală și revenim de la 3 jumătate. So we have a break now. I know, because all these answers are somehow in the book and they can't be expressed. Prima persoană care vrea să pună o întrebare ar fi Ianu. For me, you are a hero. I don't want to be a hero. Because I know your experience. The Apostle Paul said in one of his letters, I planted, Apollos watered, God gave the increase. He says, so neither he that plants or he that waters is anything, but God who gives the increase. And if you're not anything, you're nothing. So that's the way we should view ourselves. It is true, but for me you are the man that God used to show for the entire world that in the heart of the Jehovah Witnesses organizations there are serious problems. Okay. What is the price? I don't know here. What is this? This I just brought for John. I am John. Oh, pardon me, for you, yes. This is the one that cost me some money. I had to have a friend get it for me. What is this? I think he spent $21 for it, I believe. $21. I need the boat, Astash, in the Church of Freedom. You have to sell to this and that? I wish I could have brought them along, but they're very heavy, and I was only allowed to bring a certain amount of weight. We'll see. Excuse me, what is this price? Your money. How much is it? How much is Well, this is damage, so $5 would be ample for that. $5? For this and this. It's okay. It's far too much. No. It's a gift. The rest is a gift. Well, yeah. It's a gift. I have a special request for you. I have a special study concerning opportunities to approach different Jehovah Witnesses people with the gospel of Jesus Christ. And I need for my study, very important study, this book I have now, and the Search of Freedom. Do you have one for yourself? I can maybe let you have this one. I'll see. It's not a problem if this is old. For me, it's enough to study. I have made some markings on this, but otherwise it's not a problem. Who said that? Why she is? Yes, keep it. Okay, Meister Dose. How much gold is? Oh, it's already been covered here. This will cover okay. Everything. Okay, thank you very much. Atunci am mai făcut de ziua. Ce scârcă? Aveți să-mi dați ceva diferență de 1 milion? Prindeți-l tot patru. And how many copies do you have of these books here? I wish I could brought more, but I couldn't. It's only these. I carried my luggage on the airplane, and they allowed me only 18 pounds, which is about 30. I know how much 18 pounds. So books are very heavy. I couldn't bring more, otherwise. Okay.
Thank you so much. I have a question. You prefer to have this book? Yes. Do you have more than 1%? Thank you very much. Thanks a lot. There's your pen. Your pen. No, this is not. It's not mine. Hi. My name is Colin. I was planning to raise a question to you, but I don't know if it's an opportunity to make a debate for this lecture. My opinion is that. It's a kind of approach that kills the Christian Pentru că e prea mare de lipiță în urmă una de asta. Asta fac și eu. Nu s-ar trebui multe de vedică să știți ce ceva. Nu știu că fac poate că e mare de vedere. E una cu tine asta de vedere ce la care fac eu. A fost în mărșan. Asta a fost în mărșan. Dar ai... I maybe had difficulty understanding him. Probabil a avut dificultăți să vă înțeleagă la telefon. Deci e mai bine dacă aveți întrebări să le puneți în scris, că e mult mai eficient. Eu spun că eu chiar la sfârșit o să am răbdare. O să am o întrebare dacă se va putea personal, dacă vrea să discutăm amândoi să și nu trebuie să fim filmați neapărat. Bine? At the end, you would like to ask me something. Yes. Ești un pic. Mă cunoști? Cine ești? Nu știi. Dacă vrei un pic să întrerup acolo, vreau să vă spun. Mă interesează altceva. I suppose that you have an encounter with the former company who published a book and you can review the format. We use PDF format. Yes. Не, это предупреждение, но не сразу. В общем, el în 47-40 ce eram Thank you.
Deci aș avea trei întrebări. O să începem partea asta a doua cu... O să fie puțin mai scurt decât am planificat, deci o să fie până la 5, o să fie cam o oră. Din dorința lui Franz că să nu obosească prea tare, deja este obosit, relativ obosit, și a zis să facem mențiunea asta că n-o să se extindă prea mult. Tot așa cu întrebări... Câte întrebări? Trei. Considerați că martorii lui Jehova ar trebui să iei cina Domnului sau nu? Do you think Jehovah's Witnesses should partake of the memorial? I think everyone who professes belief in Jesus Christ and accept his ransom sacrifice should partake of the emblems, yes. Deci oricine care se consideră creștin ar trebui să ia parte din emblemele la cină. Da. A doua întrebare. The second question is, credeți că marea mulțime a apărut deja în scenă și dacă Apocalipsa a început sau nu? Do you think the great crowd has showed up already and you believe the Revelation book has started already? The Revelation book? I think the book of Revelation was something like the book of Daniel. Cartea Apocalipsa este similară cu cartea lui Daniel. The major prophets like Isaiah and Jeremiah and Ezekiel had passed off the scene. Au trecut de pe scenă. And there was a period of time, several centuries up until the appearing of Jesus Christ. When there were none of those major prophets living. But the prophecy of Daniel bridges over that whole period. And it presents information from the period of the Assyrian and the Greek and the Roman empires. Imperiul Romanilor. So that those of the nation of Israel could see that God was still in control and he was aware of what was going on. Cei din națiunea Israel să vadă că Dumnezeu totuși este cel care este în control. And the book of Revelation served a similar purpose. Și cartea Apocalipsa a slujit unui scop similar. After Jesus died and eventually his apostles died. După ce a murit Iisus și apostolii. There was still much time ahead. Urma să fie încă o perioadă foarte lungă înainte. And the book of Revelation assures Christians that God is with them all during that time. Și cartea Apocalipsei îi asigură pe toți creștini că Dumnezeu este cu ei pe toată această perioadă. And the essential message seems to be of the book of Revelation, hold on, hang in there. Și mesajul principal al cărții Apocalipsei pare să fie țineți-vă tari, rămâneți în picioare. That there are no obstacles that cannot be overcome. Pentru că nu există obstacole care să nu poată fi cucerite. And that no matter how great and tremendous the opposition might seem or persecution. Și indiferent cât de mare poate să pară obstacolul sau persecuția. That God would preserve his servants. Dumnezeu va ocroti pe slujitorii lui. Mulțumesc. Încă o ultima întrebare. Scurtă. Deci credeți că doctrina care duce la 1914 este corectă sau nu? O întrebare, da sau nu? Do you believe that the doctrine that leads to the 1914 date, is that correct or not? No, it's a misapplication of the things that Jesus talked about. Nu e corect, este o aplicare greșită a lucrurilor despre care a vorbit Iisus. And Jesus warns his disciples not to be misled. Iisus i-a avertizat pe discipoli să nu fie înșelați. By those who would say Christ is here or Christ is there. De către cei care spun Hristos este aici sau Hristos este dincolo.
And that they should not be confused by the things that would go on in the earth. Și să nu se să nu fie confuz, să nu se fie încurcați de lucrurile care se întâmplă. He says you will hear of wars and rumors of wars. Și că o să auziți de războaie și vești de războaie. He says do not become disturbed. Dar să nu fiți all these tulburați. Things must take place, but the end is not yet. Toate lucrurile astea trebuie să se întâmple, dar totuși sfârșitul nu va fi încă. That was true. The Christians who lived in that time saw one war after another war. They saw earthquakes, famines. Creștinii care au trăit în perioada respectivă au văzut toate evenimentele, războaiele, cutremurele. But there was no reason for them to get all excited and say, "Oh, here's the sign. He's here." Însă nu era un motiv ca să fie entuziasmați și să spună că sigur sfârșitul este aici. The things that Jesus referred to are things that characterize human history all down through the ages. Lucrurile despre care vorbește Isus sunt lucruri care caracterizează istoria pe tot parcursul secolelor. Mulțumesc. Thank you. Let's see. Vă rog să faceți ordine ca să ori stă la cuvânt după restul eu și următorul, ca să nu vânie tot. 1, 2, 3, 4. Ok. Bun. Zino. Câte întrebări? Eu am una. Una. Nu, Călin. Vorbesc chiar sau am unul? Nu, Călin, dacă te supuși. Ok. Fac o mică introducere la întrebarea care pun. A short introduction to the question I'm asking. Ca și martori sau as witnesses, care am trecut într-o altă religie, or people who went to a different religion, am fost învățați să privim și alte religii false. We've been taught to look at the other religions as false religions. A fost de asemenea o politică vis-a-vis de interconfesionalism. It was also a policy regarding interfaith. Astăzi, ce cale există, what way is there, în a dialoga cu alte persoane, to have a conversation with other people, care fac pași pozitivi, who are taking better steps, doctrinele religiei din care fac parte, to get rid of the doctrines, false doctrines where they come from. Este o întrebare actuală, ținând cont de faptul că astăzi oamenii se definesc religioși fie prin. It's an appropriate question for today because people identify themselves apartenența la o anumită religie, either by belonging to one religion, practicarea unor obiceiuri și credințe, practices some beliefs, sau faptul că au fost botezați într-o anumită religie, or the fact that they've been baptized to a certain religion. Și felul ăsta se pierde esența veștii bune. And in this way, the essence of the good news is lost. Is that the așa că revin din nou la întrebare. So coming back to the question. De pe ce poziție trebuie să vorbim din nou cu acești frații noștri? What is the position we should talk from? Când de fapt noi nu vrem să-i băgăm într-o a treia religie. With these people that we don't want to take them to another religion. Vrem doar să-i ajutăm să se debaraseze din nou de învățăturile false doctrines. I think that's the end of the question. As if they're looking through colored glasses. Se uită prin niște ochelari colorați. And they change the wording to fit these ideas that they have. Modifică exprimările și cuvintele ca să potrivească cu ideile lor proprii. We can't do that. We have to let the Bible speak for itself. Nu putem face lucrul ăsta, trebuie să lăsăm Biblia să vorbească de la sine. And so when I talk to people, well, that's what I do. Eu când vorbesc cu oameni, lucrul ăsta îl fac. For example, I have often talked with individuals who were witnesses and vorbesc adesea cu persoane care încă sunt martori. I have taken up the first chapter of Galatians. Și merg la Galateni capitolul 1. And just gone through that first chapter. Și parcurg acel prim capitol. And helped them to see that there was no such thing as a governing body in the. Și ajut să înțeleagă că nu a existat acel concept al corpului de guvernare în perioada aceea. Because the apostle Paul says that when Christ was revealed to him, pentru că apostolul Pavel spune când Hristos i s-a dezvăluit lui, he says, I did not take counsel with men. Nu m-am sfătuit cu oamenii.
He said that he didn't go up to Jerusalem for 3 years. Dice că nu a mers la Ierusalim timp de 3 ani. If Paul believed there was a governing body that was located in Jerusalem, ar fi considerat că există un corp de guvernare la Ierusalim, then he would feel obligated to go there first of all. S-ar fi simțit obligat să meargă mai întâi acolo. And say to the governing body, tell me what to do. Și să spună la corpul de guvernare să întrebe ce trebuie să fac. But he says he didn't do that. Dar el spune în scris că nu a făcut asta. And all through that first chapter he shows that his actions and his service was not something tied in with what other men might tell him. Și pe tot parcursul acelui prim capitol, el arată că ce a făcut el nu depindea de oameni. Era ideea de a apunta ideea, concluzia. In summary, if we would, what would be the conclusion? The short summary of your answer. Există o religie adevărată și falsă. The question is not that clear to me. Okay. Da, așa rămâne, cum au zis, fără rezumat. Hai să vedem numărul 2, care am zis cu ochelari. Da. Aș avea câteva întrebări la care nu vreau să-l obosesc în plus, vreau să dea doar un răspuns scurt. În primul rând, dacă s-a auzit în Brooklyn, la corpul de guvernare, despre despărțirile avute loc între martorii de Jehova din Europa răsăriteană, în anii 60-70, in the period of 1960s and 70s. Și despre suferințele lor pentru credință. And about their suffering for the faith. I think you might be surprised to realize that 99% of Jehovah's Witnesses or more. Poate te surprinde să știi că 99% sau mai mult. You started talking about these dates, 1948 and 61. Dacă începi să vorbești despre acești ani, de 60-70. They would say, what are you talking about? We've never heard anything like that. Eu vor zice, despre ce vorba, despre ce vorbești, că n-am auzit nimic despre așa ceva. So you've had problems here, but you shouldn't transpose those problems elsewhere and apply them to the whole world. Deci voi ați avut probleme în zona asta, dar n-ar trebui să transpoți problemele astea la nivel mondial, pentru că au fost restrânse doar în zona asta. I didn't know anything about this situation in Romania. Eu n-am știut absolut until Tina Mircean wrote to me and she told me about it. Până când Leontina Mircean mi-a scris ceva despre lucrurile astea. That was the first time I had ever heard about it. Asta a fost prima dată când am auzit ceva despre lucrurile astea. And I assure you that the vast majority of Jehovah's Witnesses have no idea of what has taken place here. Pot să vă asigur că vasta majoritate a martorilor n-au nicio idee despre ce s-a petrecut în zona asta. Okay. Da. Aș vrea o întrebare suplimentară la răspuns. Cum se explică totuși că există atâtea grupări de martori sau ex-martori în lume împotriva Brooklynului? There are so many groups of Jehovah's Witnesses that left the organization and they're all against sunt toate împotriva Brooklynului. Da. Yes. S-au despărțit de Brooklyn. How come there are so many groups that went away, that separated themselves from Brooklyn? Worldwide, is he saying? Worldwide, it isn't a matter of groups separating themselves, but individuals. La nivel mondial nu este o chestiune de separare unor grupuri, ci mai mult a indivizilor, la nivel mondial. With the Bible student organization, there was a... Organizația studenților în Biblie a fost... A division that resulted in various groups. O diviziune care a rezultat în diferite grupuri. Particularly after 1925 and that prophecy that Rutherford had advanced about 1925. În când Rutherford a vorbit despre acea profeție din 1925. Large numbers of the Bible students separated. Mulți mari din studenții Biblie au părăsit atunci. Da. E cunoscut asta, ok. It is well known fact. But that has not been the case since. Dar lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat după acel an. But year after year, thousands of people stop attending meetings and disassociate themselves. Însă, an după an, la nivel individual, mulți au încetat să se mai asocieze cu organizația și să chiar părăsească. Noi avem, de exemplu, cunoștință și chiar corespondență
cu organizații care s-au rupt de Brooklyn în anii 70-80, who separated themselves from Brooklyn in the 70s and 80s, s-au constituit sub nume asemănătoare martorilor lui Jehova. They took up several names to Jehovah's Witnesses. Au fost dați în tribunal de către Watchtower pentru a se dizolva. They've been sued by the Watchtower organizations to dissolve them. Lucru care ne dă de înțeles că totuși există nu individual, ci grupuri mai mici sau mai mari care lucrează sub numele de martori. This makes us believe that there are many groups who not only just individuals who work under this name of Jehovah's Witnesses. Again, they know that view is something here. But if you talk to witnesses in the United States, Canada, France, Germany, most of them say that's the first time I'm hearing anything like that. It's good. We keep writing to them and write to us. Așa, o întrebare care este de fapt foarte scurtă, dar vreau. It's very short. Da. Ținând cont de faptul că eu am vorbit la telefon cu dânsul acum câțiva ani. Taking into account the fact that he spoke to you personally over the phone a few years ago. Mi-a dat un răspuns la care aș vrea acum să confirme dânsul. You gave an answer who would like to confirmation now. Mai are ceva în comun cu martorul Jehova? El este un martor al Jehova? Do you have anything in common today with the Jehovah's Witnesses? Are you still considering yourself one of Jehovah's Witnesses? No, I consider myself a Christian and I don't want to be anything else. Mă consider doar creștin și nu vreau să fiu nimic altceva. Am înțeles. Și ultima întrebare. Dacă știe că aici în sală sunt reprezentați a foarte multe grupuri, if you're aware of the fact that here in this hall there are representatives of many groups care s-au rupt dintre martorii lui Jehova separated themselves from the Jehovah's Witnesses și care nu colaborează sau nu se văd bine reciproc, who do not cooperate and don't view well each other. Care este mesajul lui? What are your message? Ținând cont că Iisus a fost martor, recognizing that apostolii au fost martori, witness, the apostles were witnesses. Care este mesajul lui cu privire la ce au de făcut aceste grupări în România? What would be your message regarding what these groups should do here in Romania? Pentru a forma într-adevăr poporul lui Dumnezeu. In order to make up God's people. It's true that those persons were all witnesses, but they were not Jehovah's Witnesses, part of a religious system. I think that there's a problem here, eu cred că există o problemă aici, which has produced all this division that exists. Care a produs toate aceste diviziuni care există. In Romans chapter 14, în Roman 14, and I might say that some say that my answers are long, but it's because it isn't what I say that counts. It doesn't mean anything. Însă it's what the Bible says. Sunt așa pentru că nu contează ce spun eu, ci ce contează Biblia. And in Romans chapter 14, în Roman capitolul 11, the Apostle Paul discusses a problem with this creating division among Jewish Christians and those who have come from the Gentiles. Apostolul Pavel descrie o problemă care era cauzată de către creștinii iudei și creștinii dintre națiuni. And he says that they should accept those who are weak in the faith and not attempt to settle doubtful points. Și el spune să fie acceptați cei care sunt slabi în credință și să nu, și au îndoieli. And by doubtful points he's not talking about something so minor like some of the things we've heard today. Și când vorbește de îndoială, nu vorbește de lucruri așa de minore pe care le-am auzit astăzi. He was talking about things that were major in that time. Vorbea de lucruri care erau mai importante la vremea respectivă. He says one man will have faith enough to eat all kinds of food. Cineva poate să creadă că are credință că poate să mănânce de toate. While a weaker man eats only vegetables. În timp ce unul mai slab poate să mănânce doar verdețuri. The man who eats must not hold in contempt the man who does not. Cel care mănâncă să nu disprețuiască pe cel care nu mănâncă. And he who does not eat must not pass judgment on the one who does. Cel care nu mănâncă să nu judece pe cel care mănâncă. For God has accepted him. Pentru că Dumnezeu l-a primit. He says, who are you
to pass judgment on someone else's servant. El zice, cine ești tu ca să judeci pe slujitorul altuia? Whether he stands or falls is his own master's business. Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. And stand he will because his master has power to enable him to stand. Totuși va sta în picioare căci Dumnezeu are putere să-l întărească pentru ca să stea. And he went on to talk about some who considered certain days as sacred. Și continuă să vorbească despre unii care considerau unele zile mai importante sfinte. While another man views all days alike. În timp ce o persoană vede toate zilele la fel. He says on such a point everyone should have reached conviction in his own mind. Asupra acestor chestiuni fiecare trebuie să fie deplin încredințat în mintea lui. He who respects the day has the Lord in mind in doing so. Cine ține o zi, o ține pentru Dumnezeu. And he who eats meat has the Lord in mind when he eats, since he gives thanks mănâncă, to God. Mănâncă pentru Dumnezeu, pentru că dă mulțumitul Dumnezeu. And he who abstains has the Lord in mind no less, since he too gives thanks to God. Și cel care nu mănâncă, nu are pe Dumnezeu mai puțin, îl are și el, pentru că și el dă mulțumit totul Dumnezeu. So his counsel is to stop judging one another. Deci sfatul lui a fost să încetăm să mai judecăm unii pe ceilalți. But rather make this simple decision. Și să luăm această decizie simplă. That no obstacle or stumbling block be placed in a brother's way. Niciun obstacol sau nicio piatră de potignire să nu ajungă în fața fraților. He says, I am absolutely convinced as a Christian that nothing is impure in itself. Spune că sunt absolut convins ca și creștin că nimic nu este necurat în sine. But if a man considers a particular thing impure, dar dacă cineva consideră un anumit lucru necurat, then to him it is impure. Atunci pentru el este necurat. And so he goes on to say that everyone should be guided by his own conscience. Și continuă să spună că fiecare să fie ghidat de conștiința lui proprie. Eu mulțumesc că am înțeles mesajul sau răspunsul la întrebare, să nu se mai obosească pentru treaba asta. N-am înțeles un lucru bine doar. Întrebați-i dacă, de la cine s-a referit când a spus mai înainte că aceștia n-au fost martori al Iehova? Când a spus că Iisus a fost martor și ucenicii. Just want to clarify, when you say there were witnesses, but not witnesses of Jehovah, who did you have in mind? Who did you refer well, to? Well, we're talking about the organization of Jehovah's Witnesses. Ei bine, vorbim despre organizația martorului Iehova. Deci n-au fost martori organizația. Atunci numai întrebarea, adică completarea la aceasta. Cum se cheamă sau care este poporul lui Dumnezeu astăzi pe pământ în viziunea dânsului înainte de sfârșitul lumii? So this is really the last question. So yes, yes. In your opinion, who would be God's people before the end of the world? Jesus, in talking to the disciples, told them that they would go in all the world and bear witness of him. Iisus a spus apostolilor că vor merge în toată lumea și vor depune mărturie despre el. And if you just read the Bible from the book of Acts on, dacă continui să citești Biblia de la Fapte, vei vedea all their preaching Jesus Christ was predominant. Veți vedea că predicarea l-avea pe Iisus Hristos ca element predominant. The whole sense of the good news is about Jesus Christ. Esența vestii bune era and giving his life as a ransom sacrifice. Despre Iisus Hristos, despre venirea lui și despre sacrificiul pe care l-a dat ca răscumpărare. But the Watchtower organization, însă organizația Watchtower, puts Jesus back in the background. Îl pune pe Iisus în spate. And that was one of the reasons why Judge Rutherford, asta a fost unul dintre motivele pentru care 1931 selected this name Jehovah's Witnesses. 1931 a ales acest nume, martorii lui Jehova. He wanted to distinguish himself from all the other religions. A vrut să se separe, să se distingă de celelalte, de toate celelalte religii. And of course the other religions talk very much about Jesus Christ. Și bineînțeles că celelalte religii vorbesc foarte mult despre Iisus Hristos. So now he focused on Jehovah. Și acum accentul din partea lui a fost asupra lui Jehova. Failing to recognize that Jesus is the reflection of his Father. Fără să-și dea seama că de fapt Iisus Hristos era reflectarea Tatălui Său. And he was sent to earth to proclaim his Father's message to mankind. El a fost trimis la pământ ca să proclame mesajul Tatălui Său. I remember one man who had been a Jehovah's Witness for many years. Îmi amintesc de o persoană care a fost martor timp de mulți ani. And he stopped associating. Și a încetat să se mai asocieze. And his daughter came out to talk to him.
Și fiica lui a venit să vorbească cu el. He started discussing with her the scriptures. Și a început să discute despre scripturi. And at one point his daughter says, "But dad." La un moment dat, fiica a spus, "Do you realize something?" Tată, she says, "You're talking always about Jesus, Jesus, Jesus." Vorbești mereu despre Isus. She said, "Do you think it could be the demons that are affecting you?" Crezi că probabil posibil ca demonii să fie cei care te afectează acum? That shows how indoctrinated people can be. Asta demonstrează cât de indoctrinați pot să fie unii. I think o întrebare. Yeah. He's been waiting for many people now. Please, you also wait for me too. I represent the Association of Jehovah's Witnesses. I would like to say that we believe that God worked in the beginning through the patriarchs, evangelists, prophets and gospel writers, și mai pe urmă prin corporația guvernatoare vizibilă care s-a fondat în 1874 în Brooklyn, în Pennsylvania. And at the end, later with a legal corporation form in 1874 în statul Pennsylvania. 1874 in Pennsylvania. Societatea de turnuri și tractat. Watchtower Bible and Tract Society. Crede și el acest lucru? Pentru că vrem să întrebăm câteva lucruri din activitatea acestei societăți, dacă ne poate ajuta. Because we would like to ask a few questions about the society and want to see if you could help with them. Well, again, saying, do I believe this? Din nou, spun, cred. I believe what's in here. Cred, and I don't read any of that in here. Și n-am citit despre așa ceva aici nicăieri. Am pus întrebarea aceasta. I've asked this particular question. Because you said in the beginning of the conversation that since a child, you're one of Jehovah's Witnesses. Și l-am rugat să ne dea câteva informații despre perioada cât a lucrat. După cuvintele adevărului sau după Biblie, cât timp a lucrat societatea aceasta corect? For how long did the society act correctly? Până ați pus întrebări, vă rog să vă respectați pe voi și după aceea pe mine. Fiți liniștiți. When the Watchtower was originally formed, s-a format inițial, and the magazine began to be published. Și a început să fie publicată revista la începuturi. At the beginning, they did not take this view of being superior and being the one true religion. De aceea, la început, nu aveau această concepție de superioritate sau de a fi mai bun decât alții. They recognized many other people as Christians also. Ei recunoșteau că foarte mulți alții sunt de asemenea creștini. And it was later on. Și numai mai târziu. In one of the watchtowers. Într-una din revistele Tunde de Vechere. That Charles Sage Russell. Russell. Made the statement that. A făcut afirmația că. Some people read the Bible alone. Unii citesc Biblia doar Biblia. But he says they will never come to knowledge of the truth that way. Aceștia nu vor ajunge niciodată la cunoștința adevărului în felul acesta. But he says if they would read the studies of the scriptures which are written by him, vor citi studii în scripturi, volumele scrise de el, then they would come to the knowledge of the truth. Atunci vor ajunge la cunoștința adevărului. He says experience shows that if a person just reads the Bible, experiența demonstrează că dacă cineva citește doar Biblia, without the help of the studies in the scriptures, fără ajutorul acestor volume, in 2 years he goes into outer darkness. În 2 ani va ajunge în întunericul de afară. Așa. So this is. Am înțeles perfect. Mulțumesc pentru asta. He perfectly understood. Deci acceptă lucrarea acestei societăți fondată de când a spus. Acceptă, da? So you accept the work that the society is doing in the beginning? Well, initially, I think that Charles Sage Russell had a proper motive. La început, cred că Russell a avut o motivație corectă. But as time went on, he received so much attention. Însă, în timp ce timpul trecea, el primea așa de multă atenție.
He was elevated and elevated into this position where he was considered God's mouthpiece, and he even spoke of himself as God's mouthpiece. Gura vorbitorul prin care gura prin care vorbește Dumnezeu prin el. So he became impressed with his own importance. Și a devenit impresionat de propria lui importanță. Bun. And all of the congregations called him their pastor. Și toate congregațiile îl numeau pastorul. The word pastor means shepherd. Cuvântul pastor înseamnă păstor. And they should have recognized that we have one shepherd, Christ. Și ar fi trebuit să-și fi dat seama că avem un singur păstor, adică Hristos. And that title should not be applied to any human. Și acel titlu nu ar trebui să fie aplicat la niciun din oameni. Ok, o spus un lucru foarte important. Fără aceste explicații, very important thing. Fără aceste explicații, cititul la Biblia, ajungeam într-un întuneric mare. Everyone who citind numai Sfintele Scripturii, ajungea într-o încurcătură mare. Would get into a big mess. Un pic se contrazice, deoarece ar trebui să ne spună o perioadă în care societatea a lucrat bine sau rău. Well, what the society has done has been, ce a făcut societatea? Has been to direct people's attention away from the Bible to the organization's teachings. A îndreptat atenția oamenilor de la Biblie către învățăturile ei. And it's built up a whole structure of teachings, a creed. Și a produs o întreagă structură de învățături și de credințe. And it's true that people could have different understandings of some points, but the essential truths of the scriptures. Este adevărat că oamenii pot să aibă diferite asupra anumitor puncte. They would learn if they read the Bible. Însă învățăturile de bază le-ar învăța dacă citesc Biblia. Ok. Am înțeles fraza și noi. Noi martorile. Am observat același lucru ca și el. That you just said. Ca de exemplu. For example. În turnul de veghere de Maia. In the watch hour about Malachi, numărul 5 din 37, number 5, since 1937, vorbește societatea despre religie, society is talking about religion, și creștinism, and Christianity, și spune că religia, and it says that religion, religia, așa, creștinism înseamnă observarea și urmarea Christianity means obeying the laws, pe când religia, observarea și respectarea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă creștinism. God means Christianity, but pe când religia, but religion înseamnă means observarea și urmarea observing and following învățăturilor oamenilor, the teachings of man, care sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu. Which are contrary to God's word. Again, that we know that attitude, I don't find in the Bible. Nu o găsesc în Biblie. It's what an organization says, and it's setting up its own standards and its own definitions. Organizație și stabilește propriile definiții. There are some terms like religion is a broad term, and it apply to all worship. Există unii termeni cum ar fi religie care au un sens foarte larg. It can include true worship and it can include false worship. Și se aplică la închinare, închinare care se poate fi închinare adevărată sau închinare falsă. But I would recommend to all of you here to recommend tuturor celor care sunt aici. Read through Paul's letters. Să citiți scrisoarea lui Pavel. And you will come to, I don't recall just where it is, so I can't cite it. But you will come to his words where he urges the brothers to live together peacefully. Cuvintele sale care îi îndeamnă pe frați să trăiască în pace împreună. And he says not to engage in debates about words. Să nu se angajeze în dezbatere cu privire la cuvinte. So debating about these words has nothing to do with genuine Christianity. Cu creștinismul adevărat. You're turning your eyes onto something that is not really the essential. Către ceva putred, nu ceva esențial. Ultima întrebare. The last question. Ultima întrebare. Okay. În 1950, pe congresul din Yankee, in New York. In 1950, at the convention in Yankee Stadium in New York. Yes. S-a editat o broșură. A brochure came out. Apărare și consolidare legală. About protection and legal consolidation a unei solii
of the good news. Legally establishing and defending the good news. You're right. Citim una dintre concluziile acelei broșuri. We read one of the conclusions from the brochure. La care s-a ajuns cu referire la Watchtower Bible Act. It was arrived regarding to the society. Așa. După mulți ani de luptă. After many years of fighting. Și anume că namely, se explică faptul it is explained that că și societatea Turnul de Veghere, the society itself, și Marturile Jehova and the witnesses sunt o corporație religioasă. A religious corporation. Are cunoștință de această situație a anilor 50, am repetat. You have knowledge of this event in the 1950s. Ne-ar fi de ajutor. It would be helpful for us. Pentru că noi avem discuții aprinse în acest punct astăzi în România. We have here in Romania heated discussions about this particular subject. Ce își poate aminti, aștept răspunsul. Whatever you can remember about that, we would like. It didn't create any major discussion when it came out. Nu a creat nicio discuție serioasă când a apărut acolo. In fact, it's so minor that I don't even remember about it. De fapt, este așa de minor încât eu personal nici nu mi-am amintit de el. We have an expression of making a mountain out of a molehill. Avem o expresie care face dintr-o cămilă cât un arhăsar. That seems to be what has taken place here. Little things are made to appear pare, so important. Este exact ceea ce are loc aici, unele lucruri minore care iau proporții prea mari. And we ought to see them for what they are, just very minor things. Noi ar trebui să le vedem pentru ceea ce sunt în realitate, adică lucruri foarte minore. Noi nu vrem să idolatrizăm societatea Watchtower Tract Society. Acum o să punem următoarea. Poate dacă după la sfârșit mai revenim iară. Se poate întreba. Partea stângă care nu știu ce. Ridică de picioare. No. O întrebare, mai puțin. O întrebare. If you know English well enough, I guess you could... O singură întrebare la care să-mi răspundem. Just one question that you would like. Doar cu da sau nu? Only with a yes or no. Așa. Noi mulțumim și suntem foarte mulțumiți că am participat la această întrunire. We're very thankful that we're able to attend this meeting. Astfel am aflat un adevăr pe care noi l-am cunoscut și anume. This way we were able to learn about a truth that we already know, which is și anume că corpul de guvernare nu a fost condus de Spiritul lui Dumnezeu. The governing body was never led by God's Spirit. În anii 70-80. In the years of 70s and 80s. Dovadă că în anul 1975 au anunțat sfârșitul lumii. The proof being that in 1975 they announced the end of the world. Dar totuși, still, noi nu zicem că dacă atunci Spiritul lui Dumnezeu i-a părăsit, înainte nu a fost asupra lor. Și acum întrebarea. Având în vedere că anul 607 este un an crucial, nu vi se pare mai important? A primi în locul mărturiei scrierilor cuneiforme to receive instead of the witness that the cuneiform, I don't know how to pronounce that, scrierile, right, those writings, în care nu este nicio mențiune la acest an, where there is no mention of this year, mărturia biblică, the witness of the Bible, instead. Și anume, între 537, between 537, este o dată recunoscută de toți istoricii ca anul în care s-au terminat cei 70 de ani de robie a izraeliților în Babilon. It's a different one anyway, but the 70 years that they've been 17 years. Și este foarte simplu. And it's very simple. De la 537, 537 cu Biblia, așa cum zice Domnul, with the Bible, as the Lord says, în Daniel capitolul 9 versetul 2 și 3, Daniel 1, 2 and 3, unde zice că vor trece 70 de ani și a înțeles acest lucru Daniel de pustire peste Ierusalim. Of desolation of Jerusalem will be. Revin la întrebare. Nu este mai simplu să credem că 607 este dovedit
de pornit de la 537 cu ceea ce zice Biblia 70 de ani decât să căutăm cuțurile cu neforme? Atât, întrebarea da sau nu? Would it be simple to conclude that 70 years started in 607 according to the Bible rather than to some historical tablets? I would suggest that if you can help this person and others, aș sugera dacă poți ajuta această persoană, take this book, The Gentile Times Reconsidered, and all of that is considered. Să iei cartea cu Timpurile Națiunilor Reconsiderate și toate lucrurile astea sunt conținute în acea carte. Nu, e vorba doar de la a porni, așa cum a zis, un principiu foarte bun. A porni de la ce zice Biblia. Biblia zice 70 de ani vor trece peste Ierusalim. Data de 537 este cunoscută. Vă arăta din Biblie în acea carte. This book deals with the Bible. Această carte tratează acest. And it shows that the translation of that verse is often misunderstood. Arată că traducerea acelui cuvânt este adesea înțeles greșit. In the actual Hebrew, it says 70 years for Babylon. De fapt, în ebraică spune 70 de ani ai Babilonului. Doesn't say in Babylon. Nu spune în Babilon. So, deci, if you really find the facts of the matter, you'll find it. Dacă ajungi să găsești adevărul despre fapte. The idea that they had to be 70 years in Babylon is not ideea că ar trebui să fi fost 70 ani în Babilon nu este învățată de către Biblie. Yes, dar, spune, dar noi nu pornim de Babilon. Biblia zice, vor trece 70 de ani peste Ierusalim, cât timp va fi pustiit, și nu zice numai Daniel, zice și cartea lui Ieremia. Zice Daniel. Nu este vorba de Babilon. Este vorba de pustiirea Ierusalimului. Așa, care, zice, atât Daniel cât și Ieremia. Vorbește de 70 de ani de pustiire a Ierusalimului. Care s-au încheiat atunci când ei s-au întors din robie în 537. Prin Ezra reconstruind templul. Atâta. Și dacă îi se pare că este corect acest raționament sau trebuie să le ducem în păscrile cu uniforme. Asta vreau să știu, da sau nu? I would only say that's his own translation because I've read the Bible and it doesn't use that language. Ce pot să spun este că asta este doar traducerea lui. The Bible does not say that Jerusalem would be desolated for 70 years. Biblia nu spune că Ierusalimul va fi în pustie timp de 70 de ani. But they came under Babylonian control before the city was actually destroyed. Ideea că au ajuns sub controlul babilonienilor înainte ca Ierusalimul să fie distrus. Prima deportare a fost în 1600. Mai știu ce era. Alte întrebări. Parcă și eu nu spate de scrie acum. Nu, este bine. Mergem la altă întrebare. Dacă mai aveți întrebări. Da, pot să spui întrebarea. În 1930, societatea a editat o revistă Lumina Bibliei. Society came up with a magazine called The Light of the Bible. Stăpânirile cele mai înalte. The higher authorities. În care precizează. Where it is mentioned. Roman capitolul 13. Romans 13. Se aplică la Jehova. Applies to Jehovah. Și la Iisus Hristos. And Jesus Christ. Ca în altele stăpâniri. As the higher authorities. Pe parcursul anilor până în 1947. Up until 1947. Când publică revista, when they published a magazine entitled Vestitorul Păcii și al Mântuirii, I know about that. Proclaimer of the Peace and Salvation, într-un paragraf citez, de la 1928 încoace, from 1928 forward, Spiritul lui Dumnezeu, Spirit of God, le-a descoperit, revealed to them, că autoritățile înalte, the superior authorities, cărora to which fiecare suflet creștin, each person's soul, trebuie să fie supus, should be subjected, nu sunt autoritățile domnitoare, are not the ruling authorities, ale acestei lumi, of this world, ci sunt pe vecie, but they are forever, Jehova Dumnezeu, Jehovah God, și Hristos Iisus, and Jesus Christ, comandantul său, the leader,
al poporului roman, capitolul 14. Romans 13:1. And the question, întrebare? Perioada 14-18, between 14 and 18, primul război mondial, First World War, revista Întoarcerii din țara vrășmașului, Return from the Enemy's Land, The Return from the Enemy's Land, the magazine, scris în 1947, written in 1947, arată că shows, ei au căzut în prinsoarea Babilonului modern, they fall into the modern Babylon, din cauza because că au avut pe ei they had on themselves, petele religiei, the spots of religion, right, the stains of false religion, stains. Și au recunoscut and they recognized că în altele stăpâniri, that the superior authorities, Roman 13:1, Romans 13:1, pe aceștia de pe pământ, these on the earth. Până în 1962, until 1962, poporul Dumnezeu, God's people, a acceptat acest adevăr. Accepted this truth. After 1962, tu poți schimba natura umană. Human nature can be changed. Rectifică acest changes us, teaching. Și scrie. And it says că Ireneu, un învățat, nu mai citesc ca să nu pierd timpul, el, în opinia sa, a înțeles că Romani capitolul 13 se aplică la cei domnitori de pe pământ. He believes in his own opinion that Romans 13 applies to the earthly authorities. Societatea a acceptat acest punct de vedere mai pe urmă, în 62. Cum explic această schimbare? The question is, how do you explain this change? Și chiar ce părere are despre aceasta? And what's your opinion about this change? Well, I think that they eventually realized they could not support that idea that they had advanced. Cred că și-au dat seama că, până la urmă, nu vor putea să susțină ideea pe care au promovat-o inițial. And just reading the text itself, it makes evident that it's talking about earthly systems. Citind textul în sine, este evident că vorbește despre sistemele pământești. He says every person must submit himself to the superior authorities. Spune că fiecare trebuie să se supună autorităților mai înalte, celor mai înalte. And he says the existing authorities are instituted by God. Autoritățile care există sunt puse acolo de către Dumnezeu. So they couldn't be God and Christ because deci nu puteau să fie Dumnezeu și Hristos. They're instituted by God. Dar spune că sunt puse de Dumnezeu. And if it applied to him, he wouldn't institute himself. Dacă le-a fi aplicat la el, nu s-a instituit pe el însuși. And furthermore, în plus, he goes on to talk about paying taxes. Despre plata impozitelor. He says that they should, to all who demands a tax, pay the tax. Celor care cer impozite, să plătiți impozite. And we certainly don't pay taxes to God and Christ. Și evident că noi nu plătim impozite lui Dumnezeu și Iisus Hristos. So they just could not support that teaching and eventually changed. Efectiv nu s-a putut susține acea idee inițială și a trebuit să fie schimbată. Not only that, but if you read the letters of Peter, numai atâta, dar dacă citești scrisorile lui Petru, he talks about very much the same thing. Vorbește în esență despre același lucru. And he specifically mentions kings and other rulers. Și numește concret împărați care sunt conducători. And he says that Christians should even pray for these men so that there would be peace. Creștinii chiar să se roage pentru acești oameni ca să fie pace. So if we compare Peter's writings with Paul's writing in Romans 13, facem comparație între scrisorile lui Petru și al Romani capitolul 13, we'll see that they're talking about the same thing. Vom vedea că vorbesc despre același lucru. And it's very obvious that Peter is talking about earthly rulers. Și este foarte clar că Petru vorbește despre conducătorii pământești. God has allowed these governments to exist because they do serve a purpose. Dumnezeu a permis ca aceste guvernante să existe pentru că ei slujesc într-adevăr unui scop. If we remove them, what would happen? Dacă le-am dat la o parte, ce s-ar întâmpla? There would be anarchy all over the world. Ar fi anarhie în lumea întreagă. There would be crime everywhere. Ar fi criminalitate peste tot. Mai scurt, vreau numai chiar o întrebare. Ultima. În perioada anilor 30,
40 și ceva. Between 1930 and 40 something. Societatea, the society, a fost condusă de Spiritul Sfânt. Was it led by God's Spirit? Cea care a publicat articolul acesta. When they published that particular article. The idea that they are led by God's Spirit as ideea că ar fi condus de Spiritul lui Dumnezeu, some type of channel, un fel de canal, and that all truth comes through them, și că adevărul vine prin ei, is a false doctrine. Este o doctrină falsă. It's Christ and God's Holy Spirit that brings the truth to people. Iisus și lui Dumnezeu care aduce adevărul oamenilor. So what I'm hearing so much today, ceea ce aud foarte mult astăzi, is a form of sectarianism. Este o formă de sectarism. O scurtă întrebare, dacă okay, mai poate. Okay. Despre Salter ne poate spune ceva. Scurt. About Salters, can you tell us something about that person? I've heard the name, but am auzit numele. That's about all. E tot ce știu despre el. I would have to say, as I said before, that coming here has been an unusual experience. Aș trebui să spun că, așa cum am mai spus, de fapt, venirea mea aici este o experiență neobișnuită. I'm finding situations and attitudes that I have not seen. Găsesc situații și atitudini pe care nu le-am văzut. And I've traveled all over the world. Și totuși am călătorit în lumea întreagă. Talk with witnesses and country after country, și am mers din țară în țară, and nowhere do I see what I see here. Și nicăieri nu văd ceea ce văd aici. Someone is saying that Brother Henshaw expressed it in the same words. There's one question all the way in the back. Pică. Da. I would like to find out. Sunt operat de inima și I have a heart surgery. And it's intensely right now. I'm trying to keep my calm. I have a special respect that, for all the people who came here. They wanted to find out something more. Anything that goes into our mind could be positive or negative. Depinde cum îl folosim. It depends how we use it. Și avem și dreptul de a cerceta. We have the right to do research. Acum, normal, now, ne mai fi martori. Nu mai sunteți martori. If you're not a witness anymore, e greu de pus întrebări legate de asta. It's difficult to ask questions regarding the witnesses. E posibil să it's possible să that nu mai fi analizat. You stopped analyzing many of the things that are related to the Jehovah's Witnesses. Now, the mountain of the house of God will be raised on the top of all the mountains. Will it be raised on top of all the mountains? Would you agree? What is he talking about? Isaiah 2, the mountains. But what do you mean by the mountains? Ce vrei să reprezinți? Ce vrei să spui cu asta? Dacă e vorba de poporul evreu, atunci mai pot întreba în if it's talking about Israelites, then I cannot continue. But if it is talking about vorba de creștini sau de Israelul natural? Da. Is Isaiah 2 talking about the Christians or the natural Israel, people of Israel? I would need to consider the matter and să mă uit la acest subiect. A situation like this, asking a person to express himself, I don't. Într-o situație ca asta în care cineva îmi cere să-mi exprim, eu nu tratez în felul ăsta. People ask me questions and I study them. I meditate upon them. And I look up the scriptures. Meditez, mă uit, caut versete legate. And just to throw out answers, that's not the way I do things. Și așa numai să dau răspunsul, nu procedez în felul acesta. He agrees. Au vrea că am trecut o oră. Vă spun că
vor fi întrebări un pic mai greuți, un pic, un pic. Sper să nu fiu bănuit de mândrie, să arăt, dar m-am muncit mult să găsesc una, întrebări. I strive very hard to find a question. Într-o revistă din prin 50 și ceva spune la despre Isaia 29. In one magazine in the 50s, Isaiah 29:1-4, că Ariel va vorbi din pământ, din țărin. Ariel will speak out of the ground. Își amintește? Do you have a recollection about that? Once again, I would, if a person wrote me that question, dacă cineva mi-a fi pus un scris, I would take time looking things up in the Bible și să fac căutări. And let the Bible answer the question. Și să permit Biblia să răspundă. Pentru că era indicat, de exemplu, ca it was indicated atunci când s-a spus că robul va vorbi din pământ, atunci era the slave will speak from the ground, would be the proper time to get out. You understand the question? No. Despre serviciul de teren. About the field service. Eu nu mă aștept să vorbească. I do not expect to. Eu nu mă aștept să vorbească apostol. Oh. Chiar dacă Pavel a spus că a mers din casă în casă, nu mă aștept în mod deosebit să-mi spună el. Eu mă aștept ca profeții să-mi spună lucrurile astea. Ei au vorbit mult mai mult decât sunt întrebări dificile, credeți? Nu-s chiar așa. O întrebări în scris. Bine, acum, ele, să știți că sunt subiecte de meditare pentru toată lumea. Am vrut să colorez un pic altfel. Yes, that's much better. I suppose I'll transform into a question from the poets. Dacă robul acela a vorbit din țărână, era momentul potrivit să părăsească atunci adunarea și nu când și-a dat seama de risc mult mai târziu. Era firesc. Bun. Acum, dacă Biblia spune profetic că numărul credincioșilor urma să scadă, nu este părea firesc? Sau nefiresc că ei se mulțeau din ce în ce mai mult, nu era normal să scadă profetic. Nu ar fi trebuit să scadă numărul lor celor credincioși. Și să părăsească, era firesc. Bun, probabil că nu înțeles. Ar vrea să mai fac un scurt comentariu el acum către toți. I want to thank you all for inviting me here. Spun mulțumesc la toți pentru că m-ați invitat aici. And I'm glad to have met you all, and I mean all. Îmi pare foarte bine că v-am întâlnit pe toți și chiar vreau să spun chiar pe toți. The fact that we may see some things differently, faptul că poate vedem unele lucruri diferit, is no reason for us to be divided. Nu este motiv ca să fim separați. Listen, like Paul said, here are some major issues. Așa cum spune Apostolul Pavel, atunci erau niște chestiuni majore, not minor things, nu așa minore, some interpretation of this or that or the other, chestiuni legate de interpretare sau alta, but a thing that was so crucial to the Jews, such as a holy day like the Sabbath. Unul din lucruri care erau esențiale pentru evrei, așa cum era ziua de sabat. They felt that that was a major essential to be a worshipper of God. Ei considerau că să țină sabatul era unul din lucrurile foarte importante ca să fie un slujitor al Dumnezeu. And yet he says that now as Christians they should not look down upon a man who views all days alike. El spune ca și creștin nu ar trebui să desprețuiești pe cineva care vede toate zilele la fel de tot. So he wasn't, if he says it, we shouldn't let major things like that divide us. Deci, spune că nu ar trebui să permitem lucrurilor majore să ne separe. Then how can we let these little minor things become such an issue? Cum putem noi să lăsăm lucruri din astea minore să creeze atâta separare între noi? So my hope is that speranța mea este că cu toții look at the Bible and try to free your mind from all these sectarian ideas and teachings. Să vă eliberați mințile de aceste învățături sectante. And let the Bible speak for itself. Și lăsați ca Biblia să vorbească ea însăși. And I appreciate your
interest and apreciez interesul pe care l-ați arătat. I wish that I could do more, but și mi-aș fi dorit dacă să pot să fi făcut mai mult. I'm 85 years old and sometimes am 85 de ani și uneori lucrurile nu sunt ușoare pentru mine. But I wish you all well and I wish you God's blessing. Însă dorințe de bine pentru toți și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor vă doresc. La fel. O concluzie, dacă se poate, și în privat. O întrebare. Se poate discuta în privat. Deci eu, ca și o concluzie, aș fi vrut să-i transmis din partea unei organizații, da? Din partea unei organizații. Sunt direct lui, fără... Așa, spui, te rog. Deci o concluzie din partea unei organizații. He wants to send a message from one of these. Credința adevărată, Marturile Jehova. True faith, Jehovah's Witnesses. Ne bucurăm că ne-am putut întâlni. We were glad that we were able to meet. Apreciem oboseala în ciuda vârstei pe care o are. Și cred că sunt de la sentimentul multora de aici când spun acum. Ne cerem scuze dacă l-am obosit cu câteva întrebări legate de martorii lui Jehova. Dacă știam de la început că dânsul nu mai este un martor al lui Jehova, poate nu se întâmplă așa. Și mulțumim foarte frumos. One thing I would like to say is, aș vrea să mai spun un lucru. The idea seemed to be that because I'm not one of Jehovah's Witnesses, I'm not aware of what's taking place. Poate să fie ideea că din moment ce nu mă mai consider martor, poate că nu am cunoștință despre ce se întâmplă între martori. But I receive letters from hundreds, thousands of persons. Însă de la sute și mii de persoane primesc scrisori și mesaje din toată lumea. Many, many of whom are still associated with the organization. Mulți dintre ei care în continuu și acum să fie asociați cu organizația. And so I'm having constantly things brought up that are taking place. Deci, în permanență mi se aduc în atenție lucrurile care se petrec acum în aceste timpuri. And I'm also aware of the changes that the Watchtower is presenting. Și sunt foarte conștient de schimbările pe care societatea le face acum. Such as the new definition of this generation. Noua definiție a expresia generația aceasta. And I know why these changes are taking place. Știu care este motivul pentru care au loc aceste schimbări. It's not because the governing body members are studying the Bible and pentru că membrii corpului de guvernare studiază Biblia și pentru că of seeing that the Bible message is different from the teaching of theirs. Mesajul Bibliei este diferă de unele din învățăturile lor. We have an obligation to admit our error, să ne admitem greșeala, or even to apologize for măcar să cerem scuze pentru greșeala noastră. They don't do that. Nu fac lucrul ăsta ei. But they make changes when circumstances îi forțează să le facă. The date of 1914, they tied in with it. Este legat. Expression. Maybe let me say a little bit more and then okay. The date of 1914 they tied in with this expression, this generation. Anul 1914 a fost legat de expresia generația aceasta. And they said the generation referred to people living in 1914. Și au zis că generația se referă la oameni care sunt în viață în anul 1914. And they initially applied to anybody living in 1914. La început au aplicat-o la toți care trăiau în acel an. But decades passed, years and years and years passed. And 1914 became way in the background. Însă au trecut decenii, zeci de ani, și anul 1914 ajungea tocmai în spate. So then they found some article that said that children 10 years of age, well, no, they said that it applies to anyone who had understanding in 1914 and could see the meaning of the sign of the last days. S-au descoperit un articol despre cineva la vârsta de 10 ani și au spus că oricine putea să fie la o vârstă în care se poate să înțeleagă în acel an. De atunci ce se ocotește generația aceasta. But then as years went by, they found an article that said that even a child of 10 years of age was capable of understanding things. Spunea că un copil de 10 ani era capabil să înțeleagă lucruri la vârsta de 10 ani. So they published an article saying that anyone who was 10 years of age
would be part of this generation if he was living in 1914. Și în consecință au publicat un articol care să spună că dacă oricine avea cel puțin 10 ani în 1914, era parte din acea generație. Then when he got in the 1980s and 1990s, why, even those persons have practically all died off. Și am ajuns prin anii 80-90, chiar și acele persoane deja muriseră. So now they put out an article saying that anyone who was even born in that year would be part of this generation. Și au venit cu un articol care a spus că oricine este născut în acel an este parte din acea generație. But today, anyone born in 1914 will be 93 years of age. Însă astăzi, oricine s-ar fi născut în 1914, trebuie să aibă 93 de ani. So the circumstances oblige them to make a change. Așa că circumstanțele i-au forțat să facă acele schimbări. And they came up with this new definition of this generation. Și au venit cu o nouă definiție pentru expresia această generație. And they separated it from the year 1914 and said that it applied to anyone who saw the sign and și acum au separat-o de anul 1914 și au spus că se aplică la oricine vede semnul. So they split the phrase this generation, they split it off from the date, but they held on to the date. Deci au despărțit această generație de an, însă au păstrat anul. And why did they do that? De ce au făcut asta? Because all of their authority is tied up with that date. Pentru că întreaga lor autoritate este legată de acel an. They claim that in that year Christ Jesus returned invisibly, established his kingdom, and then following that, he made an investigation. Ei pretind că în acel an a venit Hristos, a stabilit împărăția sa și a făcut o investigare. He investigated the religious organizations of the world to find which one would be his channel. A investigat toate religiile lumii să găsească care din ele avea să fie canalul său. And then he settled on the one that was associated with the Watchtower. Și s-a oprit asupra la aceea care era asociată cu societatea Watchtower. So if they remove that date of 1914, they take away the foundation for all their claims for authority. Deci dacă ar renunța la acel an, ar pierde fundația pentru autoritatea care o dețin. I wouldn't be surprised, however, when 7 years from now, the year 2014 comes along. Nu m-ar surprinde dacă 7 ani de acum înainte și vine anul 2014. And then 1914 is 100 years in the past. Deja anul 1914 este 100 de ani în urmă. That they will feel obliged by that circumstance to make some new definitions. Și vor fi forțați de acea situație să vină cu o altă definiție nouă. They did the same thing with the year 1935. Au făcut același lucru cu 1935. In the 1920s, the attendance of the memorial and the persons partaking of it was becoming very, very large. Cei care luau din embleme la cină creștea numărul foarte mult. Tens of thousands of persons were partaking of the emblems. Zeci de mii luau parte la cină și se împărtășeau. And so that put in danger their teaching about 144,000 only. Și faptul acela a pus în pericol învățătura lor că numai 144,000 se împărtășesc. So then Judge Rutherford published an article saying that the call to heavenly life terminated in 1935. Atunci judecătorul Rutherford a venit cu un articol care a spus că chemarea la speranța cerească s-a încetat în 1935. And then from that year on, the call was to life on earth. Și după acel an, chemarea a fost chemare pământească. And so for more than half a century, that has been the teaching. Așa că de peste o jumătate de secol, aceea este învățătura și acum. And now we're in the 21st century. Însă acum suntem deja în secolul 21. And even a person born in 1935 in the year 2000 would be at least 65 years old. Chiar și cineva care s-a născut în anul 1935, în 2000 deja ar avea 65 de ani. The governing body members, most of them were old men. Și membrii corpului de guvernare sunt majoritatea oameni foarte bătrâni.
Of all the men that were on the governing body when I was there, only two are still living. Dintre toți membrii corpului de guvernare care erau când eu eram acolo, numai doi încă mai trăiesc și astăzi. Ted Jarrus and Jack Barr. Jarrus și Barr. All the rest have died. Toți ceilalți au murit. So they brought in replacements. Așa că au adus înlocuitori. Quite a number of replacements. Destul de mulți. But the fact is that every one of those men that they've put in the governing body, they all have to claim to be the anointed. Că fiecare dintre aceia care au fost introduși în corpul de guvernare și trebuia să fie dintre cei unși. There isn't one of them that was baptized in 1935. Niciunul dintre ei măcar nu a fost botezat înainte de 1935. They were all baptized after that date. Cu toții au fost botezați după acel an. A large number of them were born after that date. O mare parte din ei s-au născut chiar după acel an. So here again we have a change, but not because of studying the scriptures and saying, well, we see we were wrong. Let's present the scriptural view. Astfel, din nou, avem de-a face cu o schimbare, dar nu pentru că am cercetat scripturile și am dat seama că am greșit. But again, it's circumstances forcing them to make the change. Însă, din nou, circumstanțele îi forțează să facă acele schimbări. S-au renunțat și nu am înțeles. S-a înțeles. Cred că discuțiile putem să le avem direct cu el. Putem vorbi cu el acum direct. Aș vrea o întrebare scurtă, dacă se poate. Era la 5 trebuie să eliberez sala. E foarte puțin timp și în afară de asta pot anumite întrebări să fie adresate în scris. Cred că sunt ceva modalități să mai punem întrebări, chiar dacă acum închidem. Nu știu, ori direct, ori indirect, ori scrise, ori... Și poate... So I talked down with the woman and she said there are two rooms for tonight. So all of them are, we are quite in the center, so we find the details. And anyway, we will be transporting the cars by the cars. So what should I say? Should I say keep on the we are going to have lunch in Vienna, and then by the time we finish lunch, I will find the hotel room. Okay. Okay. Yeah. 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 Igor, you die dividiule la ea. Yeah, but the accommodations in a bed, in a Romanian bed and breakfast are not right. I really should find the hotel room. Okay. So, okay. Now we will go towards TGT. And by the time we finish lunch, and maybe you take Christ Jesus to earth. John talks about some who denied he'd come in the flesh. Okay. There were different groups that advanced that idea. Deci, chiar trebuie să mergem acum. Zice că oricine care neagă pe Hristos, oricine care e împotriva mea. Mă bun, vă las. Dacă eu mă grăbesc că mă așteaptă cineva. Eu plec și ne întâlnim, poate mâine ne întâlnim. Iacob means James, Jacob. Yes. Sper să te revăd. Remember, you can write to me in Russian if you want, and I'll have it translated. But in Romanian, you cannot write to me. He will translate into English with the help of somebody. Even better. Și întrebările care au fost date sunt străine de adevărului care i-a fost. You see the job. The questions are strange to the truth that you know. I don't know the batteries. Wait a little, Pelotina. We have to charge them. Thanks a lot for your visit in Romania.
It was an honor to have you here. Well, thank you. I'm glad I was able to come. Yes, and I wish that the Lord may give you the strength to continue to study His Word and to pursue it, the knowledge of it. Thank you. Enjoy being here.